vindem gogoș. Te răsfățăm. Nu-ți ascundem nimic. Te menajăm. Nu-i nimic cu sub cuață. Ți-o servim verde în față. Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune milionare la miezul nopții. Vreau să vă spun încă de la începutul emisiunii, Victorie, avem protocol. Avem protocolul de funcționare a coaliției. Președinții partidelor care alcătuiesc coaliția guvernamentală au semnat. Avem protocol. Vom discuta acum la începutul emisiunii acest protocol. Se pare, cel puțin, se pare că ceea ce analiștii au numit criza politică fără de sfârșit a luat într-un fel sfârșit prin semnarea acestui protocol de funcționare a coaliției. Așadar, avem protocol. Vom încerca să intrăm în legătură și cu, mai ales cu cei care s-au aflat în conflict deschis, liderii PNCCD și liderii PNCCD și și PD. Aș vrea pentru început să vă prezint invitații în această seară. Se numesc Viorel Catarama, domnia sa este vicepreședinte al Partidului Național Liberal și totodată vicepreședinte al Asociației Oamenilor de Afaceri din România. Asociația în care domnia sa este vicepreședinte a avut astăzi o conferință de presă în care s-au făcut declarații fulminante, în care s-a scos la iveală practic ceea ce se întâmplă cu adevărat în România, mai ales în zona economică și mai ales și cu deosebire în zona privată. Haideți, iertați-mă, lângă mine se află domnul Cornel Nistorescu, directorul cotidianului Evenimentul Zile, care stătea la pândă să doar atât lipsea să nu-l prezint. Luat de acest protocol, luat cu acest protocol de funcționare, din această cauză am și întârziat puțin emisiunea, uitasem de toate. Îmi cer scuze. O să citesc protocolul. Protocol de funcționare a coaliției. Formațiunile politice semnatare ale prezentului document, membre ale coaliției constituite în baza alegerilor din noiembrie 1996, ținând seama de principiile comunicatului comun din 28 ianuarie 1998 a liderilor partidelor și formațiunilor politice, membre ale coaliției de guvernare, considerând accelerarea reformei ca o sarcină prioritară a momentului actual, constatând că părțile semnatare acord de sprijin parlamentar pentru actele de guvernare privind reforma, convin următoarele. Formațiunile semnatare vor sprijini și vor vota în Parlament toate actele normative convenite și vor urmări aplicarea angajamentelor legislative încheiate până în prezent. 2. Reprezentanții mandatați ai formațiunilor politice semnatare vor analiza periodic evoluția situației politice și vor propune cele mai adecvate măsuri în vederea îmbunătățirii acesteia. 3. Formațiunile semnatare se vor abține de la orice declarații și manifestări publice de natură a aduce prejudicii reciproce sau de a adăuna acțiunilor guvernamentale necesare înfăptuirii reformei și de a crea tensiuni între membrii coaliției, urmând a lua măsuri împotriva reprezentanților care încalcă această prevedere. 4. Reprezentanții Partidului Democrat aflați în structurile administrației de stat vor duce la îndeplinire în condițiile legii politica guvernului și vor fi menținuți de către PD numai atâta timp cât există sprijinul parlamentar acordat guvernului. Funcționarea coaliției se va baza pe respectul reciproc al pozițiilor politice ale fiecarei formațiuni. Părțile vor negocia problemele în divergență până la stabilirea unui punct de vedere comun. În vederea realizării acestor obiective se creează următoarele organisme de coordonare. Aici puteți să vă luați ceva de notat pentru că e mult de scris și de citit. A. Consiliul de coordonare politică va fi format din președinții formațiunilor semnatare, câte un reprezentant mandatat al acestora și primul ministru. Consiliul se va întruni bilunar
sau la cererea oricărui membru al acestuia, va lua decizii numai prin consens și va avea următoarele atribuții. Monitorizarea activității politice a coaliției. Luarea măsurilor necesare în vederea declanșării procedurilor de remaniere guvernamentală și de schimbarea guvernului. Asta e interesant, punctul ăsta. Cu luarea măsurilor necesare în vederea declanșării procedurilor de remaniere guvernamentală și de schimbare a guvernului. Aprobarea politicilor economice și a priorităților legislative. Constituirea de comisii tehnice compuse din experții fiecarei formațiuni politice care să propună Consiliului de Coordonare Politică soluții pentru măsurile economice și sociale. Propunerea soluțiilor privind rezolvarea divergențelor din interiorul organismelor coaliției. Prezentarea către opinia publică a deciziilor luate aici. Sigur că la acordul între subiect și predicat la guvern e mai greu. B. Consiliul de Coordonare Parlamentară are ca rol armonizarea acțiunilor ale grupurilor parlamentare, ale formațiunilor semnatare între ele, precum și cu cele ale Guvernului. Consiliul de Coordonare Parlamentară este format din președinții celor două camere, liderii grupurilor parlamentare din cele două camere, primul ministru și ministrul pentru relația cu Parlamentul. Consiliul de Coordonare Parlamentară este format din două secțiuni, câte una pentru fiecare cameră. Camere, iertați-mă, pe mine deja mă doare capul. Consiliul se întrunește săptămânal sau la cererea unuia din membrii în plen sau pe secțiuni. Organismele sus menționate își vor elabora regulamentul propriu de funcționare și vor consemna pozițiile angajate în documentele de ședință. Semnează Ion Diaconescu, președinte PNCCD, Petre Roman, președintele Partidului Democrat, Mircea Ionescu Chintus, președintele PNL, Bela Marco, președintele UDMR, Sergiu Cunescu, președintele PSDR, și Varujan Vozganian, președintele Partidului Alternativa României. Domnul Cătărăm, eu n-am înțeles nimic din protocolul ăsta. Dumneavoastră ați înțeles ceva? Stați să-i dăm un exemplar. Da, vă rog, dați un exemplar. Adică, cum să spun, care cu care, cine cu cine? Probabil că doriți să nu înțelegeți, pentru că mie mi se pare destul de clar. Adică? În sensul că s-a stabilit un acord în baza căruia Partidul Democrat acordă sprijin în guvern, în Parlament, unui guvern minoritar. Și cum vine asta cu retragerea la secretarul de stat din guvern al Partidului Democrat? Nu are nicio legătură. Mie mi se pare absolut firesc ca în momentul în care nu participi în executiv, ca membru, ca ministru, și în condițiile în care posturile de secretar de stat au totuși o statură politică pentru că au fost negociate pe criterii politice, este normal ca în momentul în care un partid își retrage miniștrii din guvern, să retragă și secretarii de stat, care, repet, sunt funcții clar politice cu responsabilitatea necesară. Da, tot n-am înțeles nimic. Considerați că în acest moment criza politică a luat sfârșit? Domnul Tucă, eu cred că nici n-are prea mare importanță. Cred că a durat atât de mult această criză, încât practic eu personal am avut o senzație că de fapt e o chestie de normalitate. Practic acest document vine să consfințească o stare de fapt, și anume retragerea PD-ului din guvern și acordarea în Parlament de către același partid sprijin în anumite condiții. Condiții care au fost puse aici. Sigur că eu sunt optimist că acest protocol va funcționa și că guvernul minoritar care va guverna de aici încolo, va avea în Parlament un sprijin de natură să facă să treacă legile reforme. Sunt optimist în această chestiune, pentru că a durat prea mult. Nu crezi că era firesc să scrii sus protocol de funcționare a coaliției fără participarea Partidului Democrat la guvernare? Nu, după mie mi se pare mai puțin important cum spune, cum e titlul. Mi se pare foarte important ce s-a realizat în acest protocol, și anume s-a pus capăt unei stări de tensiune care a durat extrem de mult și care a făcut ca o stare de criză să aibă aparența de normalitate în România, un lucru foarte grav. Bun, deci dumneavoastră credeți că s-a pus capăt acestei crize? Evident. Asta vreau să vă întreb. Evident, s-a pus capăt unei situații neclare și în acest moment putem discuta în mod ferm că în România avem un guvern minoritar cu sprijin majoritar în Parlament, dacă se respectă ce s-a convenit în acest protocol. Și eu nu văd pe niciuna dintre părți să aibă interes să nu respecte. Prin urmare, cred că este un protocol care dă un guvern minoritar României și care guvern va avea posibilitatea să aplice. Bun, atunci dați-mi voie, mici domn ministru, să facem nițică analiză pe text ca să înțeleagă și telespectatorii și să înțelegem și noi ce înseamnă semnarea acestui protocol. Domnul Nistorescu, ce? Hai să luăm cu punctul 1, sau mă rog.
De regulă toți suntem cârtitori și avem o vocație a cârtelii, da, special. Recunosc. Și înainte de a face uz de ea, nu știu, simt o obligație să îmi exprim o speranță că măcar asta va funcționa sau va liniști spiritele și le va calma puțin și vom putea să funcționăm măcar o vreme scurtă, că el nu lasă prea multe semne de înțeles că e de lungă durată, dar măcar să dăm o imagine de calm și de seriozitate, pentru că imaginea de neseriozitate pe care a împrăștiat o criza politică, a generat o criza politică, este extrem de periculoasă și care enervează, obosește, scandalizează în special populația din interior și contrariază total pe cei care ne privesc de la distanță. Acum, dacă luăm protocolul, trebuie, el, dacă așa scrie și că l-au semnat, trebuie să pornim de la premisa că este vor fine de cuvânt. Deși noi trebuie să ne facem că uităm că au mai semnat vreo 7-8 protocoale cu termene foarte riguroase, cu date. Dar să zicem că le uităm. Că se face... Luăm de la zero discuția. Da, că luăm de la zero discuția. Și pornim exact în ceea ce scrie în acest text. Între timp, colegii mei o să încerce să prindă la telefon liderii partidelor care au semnat, sau membri, sau măcar vice-liderii. Vă rog. Din câte știm... ziariștii deja știau asta și multe din cotidiene au publicat informații despre asta. Principala contradicție care rămăsese de rezolvat era divergența, erau legate de faptul că PNCCD voia sprijin total în coaliție, exact, pentru guvern. În vreme ce PD-ul spunea că acordă sprijin doar legilor reforme. Era un mod elegant de a spune că nu vor susține o moțiune de cenzură. Aici era disputa. Trebuie să vedem cum s-a rezolvat această problemă. Păi nu s-a rezolvat în niciun fel, pentru că PD-ul nu se angajează niciun fel să evite o moțiune de cenzură. Așa este. În plus, spune punctul 1. Formațiunile semnatare vor sprijini și vor vota în Parlament toate actele normative convenite. Păi convenit înseamnă că trebuie să, înainte de asta, trebuie să, înainte de protocol, să negocieze, să se înțeleagă și să ajungă la un comun acord. Deci, aici poziția PD-ului va rămâne total nesigură și pozițiile exprimate până acum este clar că ei își urmăresc clar scopul, cu atenție. A schimbat primul ministru și exact guvernul. Da, pe aici formațiunile, mai citesc o dată și eu, formațiunile semnatare vor sprijini și vor vota în Parlament toate actele normative convenite. Când le vor conveni, când, cum și cu ce succes? Vă spun eu, înainte ca guvernul să introducă în Parlament un proiect de lege. Sau, bun, și dacă nu vor conveni asupra unui proiect de lege? Atunci acel guvern nu introduce în Parlament acel proiect de lege, e clar. E în ordine. Este foarte clar aici. Bun, da. Deci, și dacă azi, în urmare, se vor duce în Parlament sau către Parlament sau în dezbaterea Parlamentului numai acele legi care în prealabil sunt convenite de către cei care formează coaliția guvernamentală în Parlament sau susțin coaliția guvernamentală. Și ce în se întâmplă în momentul în care Partidul Democrat nu-i convine nicio lege? Sigur, dumneavoastră puneți o întrebare care are un suport numai teoretic, da, pentru că sunt legi ale reformei. Dar și dumneavoastră ce a spus tot, având ca suport teoretic. Nu, sunt legi și eu pot să vă dau exemplu de 20 de legi, care sunt toate legi ale reformei și care trebuie neapărat transmise în Parlamentului. Și dacă astea sunt transmise, eu nu văd de ce s-ar opune PD-ul transmiterii către și discutării în Parlament a unor legi care țin strict de reforma economică, în primul rând. De ce cred că acest protocol este un fel de respiro pe care și-l iau formațiunile politice și îl dau și populației și electoratului, pentru că apare aici un punct la capitolul A, în vederea realizării acestor obiective, se creează următoarele organisme. Consiliul de coordonare, care se ocupă de luarea măsurilor necesare în vederea declanșării procedurilor de remaniere guvernamentale și de schimbare a guvernului. Asta înseamnă că liderii politici din coaliție acceptă sau își pun deja problema în acest sens. Eu aș comenta în altfel. Deci până acum noi am avut
Ca vicepreședinte al PNL sau ca și comentator politic? Nu, nu, eu vorbesc strict în calitatea mea de om politic, de vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Aici nu pot să vorbesc în altă calitate în acest context. Prin urmare, noi am avut remanieri care au durat foarte mult, vă aduceți de la aminte de în decembrie, tocmai pentru că n-a fost pus la punct un mecanism. Este evident că un guvern care traversează o perioadă de tranziție și trebuie să facă reforma, va suferi remanieri la diverse intervale de timp. Acest lucru trebuie stabilit înainte, nu să se discute pe baza unei remanieri săptămâni întregi. De ce comentați doar prima parte a acestei măsuri? Păi, comentați-o până la capăt, dacă tot vă apucați. Luarea măsurilor necesare în vederea declanșării procedurilor de remaniere guvernamentală și de schimbarea guvernului. Da, este posibil ca în acest Consiliu de Coordonare să se constate că activitatea unui ministru sau unui minister nu este corespunzătoare și atunci, fără nicio problemă, se poate lua în discuție această chestiune și înlocuirea ministrului respectiv sau a miniștrilor respectiv, fără ca asta să fie o dramă, pentru că în democrație a înlocui un ministru sau a face o remaniere guvernamentală este absolut ceva normal. Numai la noi am transformat această chestiune. Eu nu mă fac înțeles, ori dumneavoastră nu vreți să mă înțelegeți. Care vă să zică ce vreau să spun. Păi schimbarea guvernului ce înseamnă? Dar nu a guvernului, nu spune a guvernului. Ba da, schimbarea guvernului scrie. Păi aveți în față aia. Și de schimbarea guvernului. Dați-mi să vă subliniez cu roșu. Da, remaniere guvernamentale și de schimbarea guvernului. Da, se poate pune la un moment dat problema pe scena politică chiar a schimbării guvernului. Se poate discuta acest lucru. Persoanele nu sunt bătute în cuie. Dumneavoastră realizați că asta e problema fundamentală acum? Care se pune în conflictul acesta. Care? Politic? Schimbarea guvernului? Da, sigur. Nu, această chestiune e reglată acum și e închisă. Da. Bun. Un al treilea lucru care e interesant este că se adoptă o modalitate specific românească ca soluție. De fiecare dată în România când a fost o problemă, societatea și grupurile politice și pe vremea lui Comitetului Central de regulă nu cădeau în cap și nu era sancționat cineva foarte clar. Răspunderea se împrăștia și pentru rezolvarea situației se crea un comitet și o comisie. Dacă ne uităm foarte atent ce scrie aici legat de Consiliul de Coordonare, de comisii, de consilieri, de experți, de atribuțiile, pentru că acest Consiliu de Coordonare, pe lângă măsurile necesare în vederea declanșării procedurilor etice, se ocupă și de aprobarea politicilor economice și a priorităților legislative. Se ocupă de constituirea de comisii, propune soluții privind rezolvarea divergențelor în interiorul organismelor coaliției. Deci se creează un mecanism politic cu atribuții. Comitetul Central al Coaliției. Economia care ține și Parlamentul, grupurile parlamentare, ține și Guvernul sub control. Un mecanism care, într-o perioadă în care Guvernul a trebuit să miște foarte rapid și foarte eficient, nu văd cum va reuși să dea dovadă de mobilitate. Atâta vreme cât între cei care îl compun mai sunt și niște divergențe foarte. Am răspuns, domnul Nistorescu, la această chestiune. Una din aspectele negative ale guvernării de după noiembrie 96 a fost o oarecare lipsă de comunicare între guvern și parlament. În așa fel încât... O oarecare. Niscaiva. Puteți să interpretați cum vreți. Eu vorbesc foarte serios și mă exprim, cred că, foarte clar. Și de aici au apărut destule disfuncționalități prin faptul că în Parlament anumite legi sau ordonanțe ale Guvernului nu au fost votate, au fost modificate, cunoașteți toată istoria. Prin urmare, ca să se elimine această cauză a nemulțumirilor unor parteneri din coaliție și pentru a se promova legea creată în prealabil sau acceptată în prealabil de forțele politice, s-a făcut acest Consiliu de Coordonare care nu va mai permite, și asta e un lucru cert, ca guvernul să emite ordonanțe care în prealabil n-au fost discutate sau ca să trimită Parlamentului legi care nu sunt agreate în
prealabil de către toate partidele coaliției. Prin urmare, va exista un mecanism firesc și o colaborare firească, după părerea mea, între Guvern și Parlament, dar în Parlament vor merge numai legile, repet, care sunt agreate de toți partenerii. Deci nu vor mai merge legi care creată dispute între partenerii actualei coaliției. Dar până să ajungă în Parlament, se va crea o adevărată dispută în acest Consiliu de Coordonare Politică. Consiliu care va fi format din președinții formațiunilor. Închipuiți-vă că vine un proiect de lege, da? Domnul Tucă, încă o dată, va trebui să muncească, doar nu suntem în vacanță. Acest Consiliu va trebui să muncească, s-a constituit ca să muncească, nu ca să meargă în vacanță. Păi cine muncește? Președinții partidelor care la rândul lor sunt parlamentari și au obligații parlamentare. Consiliul de Coordonare Politică va fi format din președinții formațiunilor semnatare, corect, câte un reprezentant mandatat al acestora și primul ministru. Da. Consiliul se va întruni bilunar, da, sau la cererea oricărui membru, păi, se va întruni bilunar, nu are importanță. Da. De ce se întâlnește acest Consiliu de Coordonare Politică? Să facă ceea ce spune aici. Să aprobe politicile economice și prioritățile legislative. Exact. Păi vine un proiect de lege și trece prin acest Consiliu de Coordonare. Da. Stă la acest Consiliu de Coordonare, nu știu cât stă. Apropo de ce zicea de dinamica... Că eu vă dau un exemplu. În momentul în care se discută și se spune, domnule, vom promova în Parlament legea holdingului, care e foarte necesară în România. Deci nu ai nevoie să discuți prea mult, pentru că toată lumea dorește să existe o lege a holdingului. Sigur că vor exista probleme dacă se va discuta despre legea învățământului, despre retrocedarea caselor, despre, eu știu, interzicerea avorturilor, asta ar putea naște discuții. Dacă vor veni legile reforme de restructurare ale regiilor autonome, de investiții, de întreprinderi mici și mijlocii, de stimularea exporturilor, eu nu văd vreo forță politică care să blocheze sau să facă criză guvernamentală pentru că se promovează asemenea legi. Criza a ajuns tocmai pentru că nu s-au promovat cu prioritate asemenea legi și am ajuns în criză economică profundă. Domnul Cătăramă. Oh. Acum și dumneavoastră, domnul Brutus. Nu, încă o dată, este o stare de fapt. România traversează o criză economică majoră. Cea mai mare, cea mai gravă criză nu este nici politică, nici guvernamentală. Este criza economică care are consecințe grave în viitor apropiat și trebuie să luăm măsuri să preîntâmpinăm lucruri grave în economie. Venim la criza economică, domnule Cătăramă. E vorba de acest Consiliu de Coordonare care, prin punere de acord, prin discuție, prin negociere, va ajunge la un punct de vedere comun. Dar asta nu s-a făcut înainte? Pe ce protocol a funcționat coaliția? Nu ați stabilit și atunci foarte clar lucrurile pe care, prioritățile pe care mergeți? Domnul, atunci când ați negociat. Sunteți unul din cei mai informați jurnaliști din România. Cum puteți să-mi puneți o asemenea întrebare când cunoașteți răspunsul? Nu-l cunosc. Îl cunoașteți. Știți exact în baza căror acorduri și protocole a funcționat coaliția. Și de ce n-au funcționat aceste... De ce nu s-a folosit această procedură de a căderii de acord în domnul Stărescu, omul din greșeli învață. Deci, domnule, ăla era cocul, ăsta ce e? Ca să-i zicem într-un fel de acum. Mai citiți-o o dată, domnul Tucă, se cheamă Consiliul de Coordonare Politică. Deci Cocopo, dacă e să o luăm așa. Care mai puțină importanță cum este denumit, după părerea mea. Păi nu, ca să știm când facem referență, nu zic de fiecare dată Consiliul de Coordonare Politică. Eu așa zic, Cocopo. Dacă e Consiliul de Coordonare Politică, Cocopo. Nu mă pot opune eu dorinței dumneavoastră de a da o denumire prescurtată acestui Consiliu de Coordonare. Domnul Cătăramă, la realizarea acestui protocol, Partidul Național Liberal a mai avut acea contribuție de mediator sau nu? Sau Partidul e deja fără? Partidul Național Liberal a avut în permanență o atitudine de moderator și are contribuția sa la elaborarea acestui protocol. Considerați că a fost un moderator neutru și distant și eficient? Da, Partidul Național Liberal a fost, după părerea mea, un moderator neutru și echidistant. Dar ce moderat? Că n-a moderat nimic. Nu, în primul rând că n-a fost echidistant. De ce n-a fost echidistant? Dumneavoastră credeți că în pozițiile pe care le-a avut domnul Stoica, el a fost echidistant? Chiar azi am observat foarte corect observația colegilor de la adevărul. Ați fost un instrument și așa și fost perceput public ca un instrument al PNţCD-ului și un parte în disputa cu Partidul Democrat. Nu ați fost un moderator neutru, nu a fost un moderator neutru care să încerce să găsească o soluție de mijloc, a susținut doar o singură poziție. Domnul Tucă și domnul Nistorescu, pot să vă confirm că Partidul Național Liberal a avut o acțiune, cel puțin în
Biroul Permanent Central și în deciziile luate și în modul de acțiune în cadrul coaliției. Nu a ținut partea nimănui, ce a încercat să găsească soluția cea mai convenabilă pentru țară. Că nu a reușit total în demersurile sale, asta e altceva, dar în niciun caz nu a fost părtinitor în acțiunea pe care a avut-o pe scena politică. Sigur că PNL-ul este parte componentă a Convenției Democrate, că face parte și este atașat profund de Convenția Democrată, dar asta nu înseamnă că în această dispută a avut și v-aș ruga să-mi dați un singur exemplu în care Partidul Național Liberal a avut o atitudine părtinitoare în această acțiune așa de mediere. A avut nicio atitudine părtinitoare, a fost numai perceput ca la remorca... Bun, asta e altceva. Și sigur că nu-mi face plăcere să, că sunt convins că domnul Tucă îmi va citi acum un titlu din ziarul Adevărul. Citesc chiar câteva rânduri. Da, titlul este PNL preși în fața PNCD, un editorial scris de Rodica Cioban. Da, sigur, nu-mi face niciun fel de plăcere astfel de comentarii, pentru că Partidul Național Liberal nu este preș și nu este o formațiune politică care să se bucure de astfel de calificative. El a avut o politică, această politică nu întotdeauna a reușit, pentru că nimeni n-a reușit permanent pe scena politică, dar nu cred că poate fi acuzat de lucruri incorrecte și de manifestare incorrecte pe scena politică. Eu am să vă citesc de aici câteva rânduri din Adevărul, editorialul Rodica Cioban, dumneavoastră să-mi spuneți dacă e adevărat sau nu. Atitudinea obedientă a liberalilor, atât la remaniere cât și la completarea cabinetului Ciorbea, a fost determinată de o parte a conducerii partidului. Mici Ionescu Chintus, valori istorică aceeași câțiva, urmează cu strictețe sugestiile venite de la Cotroceni. Este în acest comportament un respect deosebit pentru autoritatea președintelui, gratitudine pentru intrarea în Parlament sub oblăduirea Convenției, considerație pentru înțelegerile cu partenerii, dar și teama de consecințele unei acțiuni pe cont propriu. Alt lider ai PNL văd însă altfel linia politică a partidului. Dumneavoastră sunteți printre acești alți lideri sau sunteți la un loc cu domnul Chintu și domnul Valeriu Stoica? Domnul Tucă, în primul rând sunt mai multe observații de făcut aici, dar încerc să vă răspund. Partidul Național Liberal are o singură conducere care se cheamă Biroul Permanent Central și toți membrii partidului și a biroului permanent sunt obligați prin statut să respecte hotărârile organismelor de conducere. Prin urmare, aici este vorba de o disciplină de partid și nu cred că este normal să ne punem permanent problema ca într-un organism colectiv care are 15 membri să se ia permanent hotărârile prin consens. Au fost hotărâri care s-au luat prin diferență de voturi, dar asta înseamnă democrația și faptul că minoritatea se supune majorității. Mi se pare absolut firesc și, dacă vreți, democratic și liberal, ca deciziile odată luate să fie susținute de toți membrii partidului și toți membrii biroului permanent. Dar depinde și cine impune aceste decizii, domnul Cataran. Deciziile au fost luate de către membrii biroului permanent. Bun, dumneavoastră, ce ați susținut în cadrul biroului permanent în legătură cu poziția Partidului Național Liberal? Față de ceea ce se întâmplă. Deci, vedeți, aici, după părerea mea, se face o greșeală pe scena politică. Eu pot să susțin o mulțime de lucruri în Biroul Permanent Central, dar nu am dreptul, după părerea mea, moral, să vin aici, după ce partidul a luat o hotărâre, și eu să vin să spun că am susținut sau n-am susținut și să argumentez dacă n-am susținut de dar ce n-am. Dar ce tăiați gâtul cuiva? Dar nu, dar mie mi se pare că trebuie să ai o atitudine coerentă pe scena politică și să respecti o disciplină de partid, pentru că dacă nu respectăm, fiecare creăm o confuzie totală. Da, e în ordine, încerc să respect. Stați o secundă, domnul Istorescu, avem pe domnul Alexandru să susțineți-vă ideea și după aceea să-l contracarați pe domnul Cataram. Bună seara, domnule Sasu. Bună seara. Domnul Sasu, știți foarte bine, este vicepreședintele Partidului Democrat. Așadar, ați semnat. Da. Spuneți-mi ce înseamnă pentru Partidul Democrat semnarea acestui protocol de funcționare a coaliției. Înseamnă o punere în fapt a ceea ce am spus prin hotărârea Consiliului de Coordonare Național, și anume o rămânere în interiorul coaliției, o creare a unor mecanisme care să facă ca legile reformei pe care toată lumea le așteaptă să treacă și, din punctul nostru de vedere, o așteptare pentru formarea unui nou guvern eficient și valabil și care e capabil să facă ceea ce am promis în campania din 96. Spuneți-mi, trebuie să interpretăm într-un fel sau altul ieșirea secretarilor de stat de la guvern tocmai astăzi, când probabil că știați că va fi semnat acest protocol? Nu știam că o să fie semnat protocolul, dar în sine nu este decât o
continuare a gestului făcut prin retragerea din miniștrilor din guvern, deci o continuare a retragerii din guvern. Secretarii de stat, în principiu, sunt cei care îi înlocuiesc pe miniștri în anumite momente și considerăm că lucrurile astea trebuiau foarte clar și net lămurite. Deci noi nu mai suntem în guvern. Suntem în coaliția de guvernare, nu mai suntem în guvern. Spuneați puțin mai devreme că urmăriți, nu-i așa, schimbarea guvernului și schimbarea primului ministru? Asta este hotărârea exact. De coordonare național, care spune clar că nu mai are încredere în primul ministru. Duceți mai departe această hotărâre. Când și cu ce mijloace veți înfăptui această hotărâre? Nu putem face decât în interiorul coaliției și de comun acord cu partenerii noștri. Sper ca lucrurile se întâmple cât mai repede, pentru ca să putem avea cât mai repede un guvern care să facă ceea ce acest guvern nu a fost capabil să facă. Deci putem spune că această criză s-a terminat, dar ea poate să înceapă în orice moment, nu știu cum să zic. Am putea spune că această criză s-a încheiat și că se va încheia cu în totalitate în momentul în care vom avea un guvern normal, un guvern care să facă ce spuneam, să fie eficient. Bun, vă mulțumesc mult, domnul Sasu, dacă aveți o întrebare, domnul Istorescu, pentru domnul Sasu. Nu, mie mi-este clar. Da, vă mulțumim mult, domnule Sasu, pentru intervenția telefonică. Bună seara! Exact ce spuneam mai devreme, da. Revenim la discuția pe care am purtat-o și apoi, după răspunsul domnului Cataram, aș vrea să revin puțin la poziția domnului Sasu. Deci, domnul Cataram, considerați că pe parcursul acestui conflict Partidul Național Liberal a câștigat în prestație și în prestanță și în credibilitate sau a pierdut? Domnul Istorescu, după părerea mea, și sigur că aici îmi exprim o părere personală și mi-o exprim pentru că oricum n-a fost dezbătută. Toată lumea a pierdut, n-a câștigat nimeni, n-a avut cum să câștige cineva în acest conflict. Nu este niciun element care să ne facă să tragem concluzia că cineva ar fi putut să câștige. Și argumentația mea e foarte simplă. Și în această perioadă de dispută nu s-a mai pus accentul pe economic, pe rezolvarea crizei economice, pe adoptarea unor legi de natură să stopeze criza economică, prin urmare, nu poate fi cineva câștigător sau cineva mulțumit, pentru că România a traversat această perioadă. Partidul Național Liberal în raport cu sine, nu în comparație cu ceilalți, stă mai bine sau mai rău? Partidul Național Liberal este un partid, indiferent cum se spune sau ce se sugerează, un partid unit, care, datorită tradiției liberale și definiției liberalismului, personalitatea indivizilor care compun este destul de marcantă. Dar, repet, Partidul Național Liberal funcționează coerent și nu este nici mai slab și nici mai puternic după această criză, ci este așa cum a rezultat el în urma Congresului de la București. Așa e în România, toți suntem strâns uniți, dar le mâncăm precum chiorii. Întorcându-ne la ce spunea domnul Sasu, deci cred că intervine un moment de relaxare politică, de calm, și ăsta este un lucru bun. Ce a spus mai devreme, practic, exact. Da. Dar criza nu continuă decât în contextul în care ceilalți membri ai coaliției nu ar accepta schimbarea actualului guvern. Dar poate în interiorul coaliției, în acest Consiliu de Coordonare, se poate decide să schimbe guvernul și să sprijin un nou guvern și atunci nu avem o criză, avem doar o schimbare. Credeți că se va întâmpla acest lucru, sincer? Numai puțin. Da. Hai să ne înțelegem un singur lucru. Noi discutăm în seara asta de închiderea unei perioade de crize și că România are un guvern. Că e minoritar, e altă chestiune. Deci are un guvern care are obligația să promoveze în Parlament legile care în prealabil sunt acceptate. Acum aș vrea să-mi dați dumneavoastră mie motivul pentru care ar trebui schimba guvernul dacă în Parlament va promova aceste legi care toate partidele le cer. Noi nu vedem... Deci nu este niciun motiv rezonabil. O secundă. Acest motiv rezonabil vi-l oferă situația economică, așa cum spuneați, și vi-l mai oferă și colegii dumneavoastră din Partidul Democrat, care spun foarte clar că ei își mențin scopul și dorința și poziția de a încerca, de a obține schimbarea actualului guvern. Colegii din Partidul Democrat au și justificat de ce fac această cerere. Și e vorba de aplicarea legilor reformei. Dacă guvernul minoritar va aplica cu consecvență legile reformei, este posibil, sau la fel de bine posibil, ca
ai noștri colegi din PD să-și schimbe sau să-și reconsidere punctul de vedere. Asta nu este exclus. De ce trebuie să punem întotdeauna prezumția de vinovăție și să nu mergem pe prezumția de nevinovăție? Eu sunt convins, eu, Viorel Cataramă, că acest guvern, după ce a trecut în ce a trecut, va pune în aplicare legile reforme pentru că nu mai are altă șansă. Ce garanție aveți, domnule Cătărău? Domnul Tucă, garanția înseamnă o experiență amară, o situație economică gravă a României și o maturizare a celor care cărora le-a trebuit o perioadă de timp să se acomodeze cu guvernarea. Cum explicați criza economică, domnule Cataramă? Doar prin economia în sine sau și prin modul în care a fost gestionată de către guvern? Criza economică nu și are rădăcinile neapărat în guvernarea Ciorbea. Pentru că sunt elemente de criză economică și în anul 1996. Ea s-a adâncit și s-a acutizat pentru că, și aici este un lucru acceptat de toată lumea, guvernul nu a promovat cu prioritate numai legile reformei, ci a promovat și alte legi care au generat dispute, tensiuni și așa mai departe. Toată lumea a învățat în această chestiune și am învățat pe pielea noastră pentru că un singur indicator contează în toată această chestiune, nivelul de trai, care scade în termeni reali în România. Și el scade datorită faptului că scade produsul intern brut, că scade exporturile, că scade producția, că s-au blocat investițiile, că falimentează întreprinderile mijlocii și așa mai departe. Și acest lucru se întâmplă pentru că din moment ce acum un an s-a pornit pe o politică de macro-stabilizare realizată de Banca Națională, care a dus la decapitalizarea agențiilor economici, la incapacitatea de a ajunge la credite datorită dobânzilor înalte și așa mai departe. În paralel cu aceste măsuri, în cele 6 luni, nu s-au luat măsurile de stimularea întreprinderilor mici și mijlocii, a exporturilor, a restructurării regiilor autonome și privatizărilor și așa mai departe. Și s-a creat acest decalaj care a dus la această explozie. Și acum, din nou, trebuie să se aplice același tratament dureros, adică un curs artificial al monedei naționale care omoară exporturile, dobânzi foarte mari care blochează complet investițiile și falimentează întreprinderile mici și mijlocii cu prioritate, doar ca inflația să fie ținută la un... acest lucru, din păcate, o economie nu poate suporta două tratamente în timp de un an similare pentru că e prea slăbită. Prin urmare, la ora actuală, vreau să spun că politica de macro-stabilizare este cum ai face o operație estetică pe un cadavru în moarte clinică. Un cadavru, mă explic greșit, o persoană care este în moarte clinică. Asta este chestiunea și asta este motivul pentru care eu cred că trebuie să discutăm foarte serios ce se întâmplă în economie și care este viitorul României și spre ce ne îndreptăm. De ce nu faceți? Păi putem să discutăm. Cine dar nu cu noi, că noi puteți discuta. Vreau să vă reamintesc că Comisia Economică a Senatului, în cursul anului trecut, a promovat cu încăpățânare și cu enervare pentru multă lume. Da, și de ce vă, domnul Cătărău? Bun, suntem, probabil că acum mai mulți vor promova acest lucru. Și dumneavoastră v-a dus la Partidul Național Liberal în partidul, în birou permanent pe care îl invocați atunci și a zis, băi, fraților, eu vreau să promovăm și legea, ce facem? Ce au zis colegii dumneavoastră? Iar au votat 5 pentru și 7 contra? De ce a fost Consiliul Național al Partidului în 31 octombrie, în care a spus că acordă sprijin condiționat guvernului, condiționat de realizarea, de aducerea în Parlament a unor legi privind reducerea fiscalității? Nu are tras sprijin? Bun, nu, nu are tras sprijin. Și atunci? Cred că era cazul să retragă sprijinul și să facă... Prin acestea, ce e tragerea sprijinului? Păi de ce a pus înainte? Legile reformei? Cele pe care le încercați dumneavoastră să le promovați sau coaliție? Da. Ce da? Nu, important, Partidul Național Liberal a pus pe prim plan interesul național care nu are nevoie de o criză și mai profundă. Și cred că noi trebuie să ne ducem tot timpul în trecut și cred că trebuie să primim spre viitor. Au fost greșeli, putem să le enumerăm, dar nu îmbunătățim situația numai dacă discutăm despre trecut și despre greșeli. S-a închis un capitol în această seară prin semnarea protocolului și eu repet, sunt optimist că începând de mâine vom avea o funcționare a Guvernului și a Parlamentului corectă în sensul accelerării reformei până legile care sunt absolut necesare. Dați-mi voie să ne oprim puțin și să urmărim publicitatea și vom continua discuția. Dialog, serviciul GSM pentru tine.
Nescafe, boabe de cafea atent selecționate și prăjite pentru a savura o cafea tare și aromată. De fiecare dată. Nescafe, adevărata cafea solubilă. Societatea Comercială Piramida realizează cu tehnologii moderne șervețele din hârtie extrafină. Numele și sigla societății dumneavoastră sau orice altă inscripționare dorită poate fi realizată la cerere în culoarea preferată. De asemenea, prin Societatea Comercială Piramida puteți comanda orice tip de jaluzele verticale și orizontale în cele mai variate culori și la dimensiunea dorită. Instalarea gratuită. Tata și mama o fac și se simt super. Ha? Și fratele meu mai mare o face. Da, da. Toată lumea o face. Ce zici, vrei? O facem? Da, dacă vrei. Radio Contact. The greatest FM experience. Continuăm emisiunea Milionarii de la miezul nopții. Așa cum v-am anunțat la începutul emisiunii, a fost semnat protocolul de membrii coaliției. În foarte curând veți avea, vom avea imagini cu declarațiile liderilor partidelor care fac parte din coaliție. Până atunci ne continuăm emisiunea. Emisiunea la care am invitat pe domnul Cataramă, vicepreședinte PNL și vicepreședinte al Asociației Oamenilor de Afaceri și pe domnul Cornel Nistorescu, directorul cotidianului Evenimentul Zilei. Unde rămăsesem, domnul ministru? La nemulțumirile legate de economia ale domnului Cataramă și care, de regulă, toate trec într-un fel sau altul pe la finanțe. Prin fiscalitate, prin regimul financiar, prin... Și unde Partidul Național Liberal are un tehnician de marcă, e vorba de domnul Rușanu, care a rămas și după remaniere, și care... N-a putut face nimic să impună o politică liberală în finanță în perioada Ciumara? Întreb. N-a putut? Cunoașteți răspunsul că au existat tensiuni între... Pe dumneavoastră îi spuneți mereu, domnul Iisulescu. Încă o dată, cunoașteți răspunsul că au existat tensiuni între... Pentru că până la prima remaniere, domnul Dan Rușanu era secretar de stat, membru al guvernului. Și a existat anumite tensiuni între ministrul de stat... domnul Mircea Ciumara și ministrul din partea PNL-ului, Dan Rușanu. Bun. Și dumneavoastră, liberalii, vă agățați de guvernare? De ce nu l-ați retras pe Dan Rușanu dacă nu puteți să faceți o politică liberală în domeniul finanțelor care ar fi însemnat oxigen pentru economie? Cred că sunt dator cu un răspuns foarte sincer și corect. Pentru că această chestiune încă n-a fost dezbătută și nu s-a luat o hotărâre în cadrul Biroului Permanent Central. Au existat două tendințe. Una promovată de mine, care am solicitat și am argumentat reducerea fiscalității, și altă tendință promovată de ministrul finanțelor, nu ministrul Daniel Dăianu, care nu a fost tranșată printr-o hotărâre a conducerii Partidului Național Liberal, astfel că ea s-a tranșat în cadrul guvernului. Prin urmare, la ora actuală, pot să certific acest lucru, că Ministerul Finanțelor, deși are o persoană susținută, pentru că domnul Daniel Dăianu nu este membru al Partidului Național Liberal, dar este susținut de Partidul Național Liberal, nu face politica fiscală a Partidului Național Liberal. Asta este un lucru cert și clar. Pentru că politica fiscală a Partidului Național Liberal se regăsește în programul său politic, în deciziile Consiliului Național și ele n-au fost aplicate.
Păi atunci, de ce nu le trage sprijinul domnului Dan? Ori mulim politic, ori mulim financiar. Noi am pornit de la premisa că nu este absolut obligatorie să adâncim criza sau să provocăm o criză suplimentară. Cred că acest lucru se va regla foarte curând, pentru că eu personal am solicitat domnului președinte Chintus o discuție în birou permanent pe această chestiune, să o tranșăm odată care este politica PNL-ului în ceea ce privește fiscalitatea. Pentru că, sigur că eu trebuie să recunosc că am fost într-o situație ușor dezagreabilă, după ce un an de zile am susținut ca Partid Național Liberal reducerea fiscalității, după ce am preluat conducerea Ministerului Finanțelor, am procedat exact pe dos. Cel puțin așa s-a receptat. Și acest lucru, evident că este în totală contradicție cu prevederile politicii noastre liberale de reducerea fiscalității. Bun, dar atunci înseamnă că menținem o coeziune politică, mențineți o coeziune politică la nivelul coaliției, dar financiar dumneavoastră strigați arde că vă sufocați, că economia se sufocă. Păi, de dragul coaliției. Da, domnul Tucă, vreau să vă spun că de dragul coaliției și de dragul menținerii stabilității politice în România sunt necesare compromisuri. Bun, și atunci cum folosiți chiar cu compromisuri? Cum se poate salva economia? Dar aceste compromisuri, domnul Nistorescu, au ca rezultat asemenea titluri în ziare. Evident, nu poți să faci compromisuri și să nu fii sancționat pentru aceste compromisuri care le faci. Numai că ne-am asumat riscul acestor comentarii și aceste imagini pentru a menține o coaliție pe care noi o considerăm singura viabilă în acest moment pe spectru politic și că nu dorim nici alegeri anticipate și nici o perpetuă criză politică. Spuneți-mi, este obligatorie, deci menținerea coaliției presupune că obligatorie și menținerea guvernului în actuala formulă? Nu, în niciun caz. În niciun caz, după părerea mea... A început să fie acceptată această idee în coaliție? Domnul Nistorescu, cred că aici e un lucru care nu se înțelege. Este absolut firesc într-o democrație și mai ales într-o perioadă de tranziție să fie remanieri guvernamentale. Miniștrii, guvernele să se schimbe la o perioadă de timp. Ele se uzează și își pierd capitalul politic datorită măsurilor nepopulare pe care trebuie să le ia. Prin urmare, nu au fost luate aceste măsuri ca să-și piardă, măcar să aibă un rost pierderea popularității? Din păcate, și aici o spun cu amărăciune, pierderea de popularitate s-a făcut nu datorită adoptării unor măsuri nepopulare, pentru că guvernul a avut... Și încă mai are, dar oricum a avut anul trecut un sprijin popular foarte mare. Din păcate, pierderea de popularitate s-a făcut tocmai pentru neaplicarea acestor măsuri. Domnule, care nu țineau de reformă, de substanță. Exact. Domnule Cătăramă, înainte de a trece la ceea ce s-a discutat astăzi la acea conferință de presă și preluată de toate cotidianele, spuneți-mi de ce n-ați fost numit... ministru al transporturilor. Dacă ați văzut în presă, cumva ați fost luat în balon și, pe bună dreptate, poate nu din cauza dumneavoastră, prietenul Adelei Surugiu nu va mai fi ministru. Are mai puțină importanță acest aspect care ține cumva de lumea modernă. Însă, totuși, de ce n-ați fost pus ministru al transporturilor? Așa cum spunea și dumneavoastră, domnul Deanu nu este membru al Partidului Național Liberal, a fost numit, însă, fără prea multe discuții, ministrul al finanțelor, când a fost vorba de un liberal și nu de unul oarecare, ci chiar de vicepreședintele partidului, nu s-a mai putut. Explicația dată domnul președinte Chintus, grupul parlamentar din Senat a solicitat ca eu să rămân la conducerea comisiei. Deci explicația domnului Chintus era pentru presă și era în fața presiei. Eu aseară am avut pe domnul procurarul în emisiune și vă spun eu de ce n-ați fost numit ministru al transporturilor. Pentru că în birou permanent pe care îl tot invocați atâta și parcă e cine știe ce organism, s-a votat în acest birou permanent cu 7 voturi împotriva numirii dumneavoastră, iar 6 pentru. Știați lucrul ăsta? Nu, nu e adevărat. Spun eu acum. Nu e adevărat. Asta a zis domnul procurarul, care e tot vicepreședinte al partidului. Nu, în birou permanent s-a luat act de solicitarea grupului parlamentar din Senat și în acel moment s-a pus în discuția biroului dacă biroul acceptă solicitarea grupului sau nu. Și acel vot cu 7-6 a fost pentru acceptarea sau neacceptarea propunerii grupului parlamentar din Senat, domnul Tugă. Da. Pe fond tot acolo suntem.
Domnul Nistorescu, eu relatez forma elegantă. Deci nu s-a pus în discuție, pentru că ar fi, nu vă supărați, și lucrul ăsta ar fi și chiar caragios, ca luni să votezi ceva și după aceea peste două zile să schimbi votul fără motiv. Deci s-a pus în discuție și votul a fost 7-6, solicitarea grupului parlamentar din Senat ca eu să rămân președinte al Comisiei Economice. Și în momentul în care aceasta... Păi ceea ce înseamnă că s-a votat împotriva dumneavoastră să fiți, să fiți ministru al transporturilor. Asta înseamnă 7-6, nu ca să rămâneți președintele Comisiei Economice. Și chiar dacă ar fi așa, e o decizie a partidului. Dacă partidul consideră că ești bun într-un loc, te duci acolo. Nu, păi spuneți și mie care au fost rezultatele, care au fost... rezultatele bune pe care le-ați înregistrat ca președinte al acestei comisii. Faptul că v-ați bătut și că n-a fost luat în seamă niciuna din inițiativele pe care ați încercat să le aduceți în fața guvernului? Eu zic că am elaborat... Se pare grea întrebarea sau ce? Nu, întrebarea nu e grea. Răspunsul e greu de dat, domnul, sau e greu de formulat. Comisia Economică a avut și proiecte de legi care au fost promovate și adoptate de către Parlament. Vă aduceți aminte chiar legea, deci dreptul societăților comerciale, persoane juridice române cu capital integrat sau parțial străin de a cumpăra terenuri în România. Au fost multe amendamente ale Comisiei Economice la legi făcute care au fost adoptate de Parlamentul României, deci nu ne-am zbătut în vânt. E adevărat că nu am obținut tot ce am dorit și este la fel de adevărat că nu ni s-a răspuns la solicitările noastre și la insistențele noastre cu care am dorit să discutăm anumite chestiuni economice și cu care am dorit să aducem în fața Parlamentului anumite legi și revin pe obsesia mea de reducerea fiscalității și de sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, care sunt și vor fi fundamentale pentru relansarea economică a României. Această bătălie ați pierdut-o, însă eu vă întreb altceva. S-a luat în discuția biroului permanent a PNL, domnule Cataramă, propunerea ca Daniel Deanu să fie ministrul finanțelor? Eu n-am nimic cu domnul Deanu. Evident că s-a discutat și s-a votat acest lucru. Și s-a votat pentru? Da. Categoric, a fost un vot. După ce a fost denumit sau cu dinainte? Deci a fost prezentată de domnul președinte Chintus această propunere, noi am discutat-o și am votat-o. E adevărat, nu unanimitate. Să știe. Nu întrebam o chestiune de timp, de calendar. Cum să discutăm după ce a fost validat de Parlament? Nu înțeleg. Nu, după ce a fost anunțat. Domnul Nistorescu, atâtea nume s-au vehiculat pentru funcțiile de miniștri încât e normal să iei o decizie în momentul în care te-ai hotărât pe o chestiune. Da. Hai să urmărim imaginile de la Palatul Victoria după semnarea protocolului de către aliați. Imaginile, vă rog. În urmă cu puțin timp, liderii partidelor din coaliția majoritară au semnat protocolul de funcționare a alianței. După aproape 4 ore de negocieri, șefii partidelor au convenit asupra conținutului documentului. Domnul Roman n-a fost aici, cum e semnat? Păi foarte simplu, am trimis protocoale, le-a semnat domnul Roman și după aia le-am semnat toți ceilalți aici. Dânsul era reținut la o... Ce semnat de toată lumea? De toată lumea, cu multă dragoste și cu mult entuziasm. Bun, ce înseamnă asta pentru guvernul Ciolii? Înseamnă că s-a încheiat un protocol, nu? Și există garanție că guvernul Ciolii va... Nu garantează nimic. Da, sigur că da, o bună bucată de timp, dar cât nici noi nu știm, nici lumea nu va ști. Știți poezia lui Minulescu, nu? Hai mai cu asta. Și la ce folosește? Pentru ca să nu meargă înainte guvernul. Dar ca să nu atâta mă trebuie că va fi veșnic. Veșnic nu-i nimic pe pământ. Eu cred că este un protocol care asigură funcționarea bună a coaliției pentru următorul timp. Cât este acest timp, nimeni nu poate să prevadă. Eu cred că problema întregii coaliții este această întrebare, și anume că cine a cedat, cine a câștigat și cine a pierdut. O alianță nu poate să funcționeze pe aceste principii. Ori câștigăm cu toții, ori vom fi cu toții pierzanți. Deci, numai pe baza unui compromis poate să funcționeze
coaliția și, într-adevăr, și acest protocol, în ceea ce privește formulările, dispozițiile din protocol, este rezultatul unui compromis. Retragerea ministrului Partidului Democrat din actualul guvern are această semnificație. Noi dorim un alt guvern, noi nu ne retragem pentru că nu suntem responsabili, noi nu ne retragem pentru că nu vrem să participăm, inclusiv cu costurile erodării la guvernare. Noi vrem să participăm însă într-un alt guvern în care avem încredere că vom face lucrurile mai bine și mai repede. Lumea s-a semnat. De ce zâmbiți, domnul Nistorescu? Era multă veselie. Domnul Diaconescu era foarte bucuros. Da, dar a fost foarte sincer. Da. S-a semnat după ton și după cât optimism avea, el avea și o doză de... așa de... un... ceva oricum... un optimism bine temperat și... așa, cu o doză de umor. În schimb, ce e de văzut, l-am văzut pe Bogdan Niculescu Dubăț, care păstrează aceeași poziție foarte fermă a Partidului Democrat. Da. Care îl ține pe Victor Ciorbea cu actuala sa echipă într-un șah foarte, foarte dificil și care înaintează așa, zi de zi, mai rău, mai rău, până cu termenul 31 martie. Nu, dar și-a ceea ce a spus dumneavoastră, sigur, ceea ce ați comentat, un fel de respiro, pentru că cei intervievați au răspuns. Nu va dura o veșnicie de la ce a declarat domnul Diaconescu până la ceilalți care a zis că pentru o perioadă nu se știe care. Începe să se vadă în pozițiile celorlalți, nu mă refer la Partidul Democrat, că au început să se obișnuiască cu ideea, că au început, începe să se vadă că guvernul Ciorbea e păducă, că oamenii, liderii principalilor partide, mai că încep să accepte că nu mai e altă soluție. Așa înțeleg eu, poate greșesc. Domnul Cătărăm, până să reluăm subiectul de care ne apucasem, ca să spun așa, cum comentați, fiți ziarist în momentul ăsta, alături de noi doi, cum comentați declarațiile oamenilor politici după semnarea protocolului? Ați văzut că pentru domnul Roman s-a trimis mașina acasă să fie semnat protocolul? Eu nu fac decât să constat că s-a semnat un protocol și că după o perioadă de tensiune, liderii partidelor s-au manifestat în mod diferit în funcție de temperament, în funcție de starea de spirit, dar eu cu ce nu sunt de acord și aici nu înțeleg de ce trebuie să mergem la nesfârșit pe această chestiune, nu înțeleg de ce trebuie să excludem total această posibilitate că acest guvern minoritar, începând de mâine, va promova legile reformei cu consecvență. Aici nu înțeleg și eu sunt împotriva acestei teorii. Mai talentat începând de mâine, domnul Cătărăm? Domnul Tucă, nu toți ne-am învățat, învățăm din greșeli. S-au stabilit niște lucruri. Credeți că eu de mâine sunt mai talentat aici la emisiunea asta? Domnul Tucă, se poate ca într-o seară să faceți o emisiune mai spectaculoasă, într-altă seară una mai anostă. Asta nu înseamnă că sunteți mai mult sau mai puțin talentat. Pe cuvântul, îmi declar stima în această seară pentru domnul Cătărăm. Cu o încrâncenare care până acum n-am văzut-o la niciunul dintre ceilalți combatanți, apără spiritul protocolului și decizia, domnule, nu mai comentăm, vrem să suntem optimiști, ne apucăm de treabă. Domnul Nistorescu, nu mai așa. Deși sunt convins că gândește după ezitările dânsului, se vede că are și păreri așa de diferite de încât își mușcă limba că nu le spune. E un semn bun dacă domnul Cătărăm, care e un om foarte clonțos și tăios așa, e așa de disciplinat că mă impresionează. Știți ce am pățit eu cu domnul Cătărăm? L-am invitat la ultima emisiune la care a fost invitat, invitasem și ministrul privatizării. Dacă țineți minte, domnia sa s-a opus modului în care ordonanța de urgență privind privatizarea societăților comerciale a fost pusă ca ordonanță, lege pentru care guvernul să-și asume răspundere. Și a criticat că nu e de acord cu amendamente. În momentul în care l-am adus la emisiune, n-a spus de niciun amendament ce se întâmplă și a fost de acord întru totul cu asta, dacă a hotărât parlamentul. Nu, disciplina de partid. Nu e vorba de disciplina de partid aici. Disciplina de partid cere să fii corect, disciplinat și cu totul acela. Și când e capra moartă în cotet. Domnul Nistorescu, nu a fost vorba de disciplină de partid aici, a fost vorba de un fapt concret. Deci eu m-am manifestat
pe scena politică și ca președinte al Comisiei Economice și cu acordul tuturor membrilor Comisiei Economice, atâta timp cât un fapt nu se produsese. Și am vrut să îmbunătățesc cu o ordonanță. Am vrut să îmbunătățesc cu o ordonanță, să fac amendamente. În momentul în care s-a luat o altă hotărâre de către Parlament și s-a stabilit că această ordonanță are putere de lege și nu mai poate fi modificată pentru că și-a asumat guvernul răspunderea, mi s-a părut ineficient, neproductiv să vin într-o emisiune și să anunțe ce amendamente ar trebui făcute, pentru că oricum nu se mai pot face aceste amendamente. Asta înseamnă disciplina politică. Domnule, și cu asta, în acel moment, o poziție fermă și clară. Puteam să transform, să am un dialog cu un partener de coaliție cu care nu e obligatoriu să fiu într-un totul de acord, dar pot să am acel dialog în momentul în care pot să îmbunătățesc ceva. Dacă nu pot să fac nimic, nu se transformă totul decât într-o ceartă, domnul, iar românii sunt sătul de ceartă. Domnul Cataram, dumneavoastră vreți să spuneți că respectați partenerii de coaliție și că... Corect, da, să știți că îi respect. Bun, și atunci, de ce n-ați fost respectat? Acum 6 luni ați fost la mine la o emisiune în care v-am invitat, știți foarte bine de ce. Pentru că ați avut inițiativa unor proiecte de legi pentru investitori români. Vă aduceți aminte, prefect, da? Da. Ce s-a întâmplat cu acele proiecte, domnule Cataram? Tot la fel de adevărat este că aceste proiecte de legi nu au fost luate în discuție, nu ni s-a transmis răspuns. Știți că noi am făcut apel și la președintele României să fim primiți în audiență, să explicăm situația economică și cum vedem noi Comisia Economică redresarea situației economice. Sigur că avem un sentiment de dezamăgire că nu am fost luați în considerare și pot să vă spun că în viitoarea ședință a Comisiei Economice a Senatului se va lua o poziție oficială în această chestiune. A trecut criza, noi nu vrem să provocăm criză, dar cerem să fim luați în considerare în momentul în care ne facem datoria în Parlamentul României, pentru că dacă nu suntem luați în considerare, atunci vom fi tratați ca niște simpli funcționari care mișcă hârtii și au avantaje materiale. Ori eu personal și nici membrii Comisiei Economice nu au venit în Senat pentru acest lucru, ci pentru a promova niște legi cu caracter economic. Deci pot să vă spun, domnul Tucă, că va fi o reacție corectă a poziției, a Comisiei, dar va fi o reacție vis-a-vis de acest mod în care comisiile Parlamentului sau în special Comisia Economică, eu nu vorbesc de toate comisiile, au fost tratate în solicitările lor. Pentru că mi se pare acest lucru incorect. Și trebuie și acest lucru reglat și ameliorat. Trebuie să existe un răspuns. Mi se pare absolut normal să primești răspuns în momentul în care inițiezi o lege de importanță majoră pentru țară. A primit la Paștele Cailor răspuns așa cum ați primit și până acum. Hai să trecem la... Dacă ați avut ceva, trecem mai la... Mai aveam o întrebare pentru domnul Cataram. Credeți că membrii acestui birou de coordonare, e vorba de președinții de partide, au capacitatea, priceperea și profesionalismul să pună la cale politici economice? Categoric nu. De aceea, alături de președinții de partide, figurează o altă persoană nenominalizată, pentru că este evident că niciun președinte de partid în România nu poate avea competența pe toate proiectele de legi, pe toate domeniile de activitate. Ei pot să aibă competența și au competența pe strategia politică bazată pe program. Dar în momentul în care intervine o chestiune tehnică, el își ia un expert și acei experți de la caz la caz vor discuta chestiunile punctuale. Da. Hai să urmărim cel de-al doilea calup publicitar și după aceea vom trece la ceea ce ne propusesem de fapt să discutăm, conferința de presă a Asociației Oamenilor de Afaceri din România. Publicitate. Chiar și cele mai mici plăceri ale vieții își au adesea prețul lor. Astfel, după fiecare masă, apare pericolul cariilor prin scăderea pH-ului. Orbit este de asemenea plăcerea gustului. După fiecare masă, Orbit acționează cel mai bine împotriva cariilor, deoarece gustul său durează. De aceea, Orbit este unic. Orbit fără zahăr protejează împotriva cariilor după fiecare masă. Recunoscut de Federația Mondială a Medicilor Stomatologi. Știați că subscripția CEPA s-a prelungit? Știați că stăm și în cap pentru ca magazinul GEPA să fie numărul 1 în România? Știați că numai unul poate fi numărul 1?
GEPA SA va construi o rețea de supermagazine în toate orașele mari până în anul 2000. Cumpără și tu acum acțiuni GEPA. Investește acum în GEPA. Acceptăm prin cumpărare și certificatul tău de acționar. Investește acum într-o afacere solidă. GEPA SA. Un pic mai bine pentru dumneavoastră. Panadol Extra cu cele două componentele sale înlătură eficient durerea și nu irită stomacul. Recomandat împotriva durerilor de cap, de dinți și împotriva altor dureri care ne chinuie zi de zi. Panadol Extra. Necruțător cu durerea, dar delicat cu tine. Mmm, ce bine miroase! Ia la masă? Ne-am oprit la cumpărături. Oh, nu! Fața de masă preferată! Normal. În timp țesătura se subțiază și se rupe. Poate folosești un înălbitor ieftin. S-a subțiat din cauza înălbitorului, nu pentru că era veche? Nu-i doar timpul de vină. Încearcă noul AS. Noul AS cu sistem de protecție a țesăturii. Înălbitorii ieftini îngălbenesc țesătura. Fibra se subțiază, se rupe mai ușor. Noul AS menține rufele mai albe și mai rezistente mai mult timp. Acum cu noul AS sunt sigură că albiturile mele arată ca noi mai mult timp. Așa cum poți fi sigură de sfaturile mele. Noul AS. Calea cea mai sigură spre albul ideal. Când vrei să evadezi, cauți plăcerile simple și autentice. Plină de ingrediente proaspete, brânza Hochland, ușor de întins și savuroasă. Descoperă gustul natural al unei brânze fine și vei ști în sfârșit ce înseamnă să te topești de plăcere. Nu o să regreți că te-ai lăsat purtată de ispita gustului. Cu Hochland nu regreți decât că ai doar 10 degete. Hochland, ispita gustului. Dialog, serviciul GSM pentru tine. Atenție. Cât durează asta? Silvia, cât durează? Până mai de două. Un minut. Bă, Viorel, ți-ți merg afacerile prost? Că nu ești deloc optimist după figura așa, după... Nu, ne prăbușim complet toți. Ne clătinăm și murim în scurt timp. Nu, nu merg, n-am, aici nu. E jale, e dramă, ești. Parcă a sunat în timpul emisiunii. Continuăm emisiunea Milionarii de la miezul nopții. Domnule Cătaran, până să trecem la discutarea conferinței de presă de azi a Asociației Oamenilor de Afaceri, o singură întrebare vreau să vă spun. Citesc titlurile din presa de mâine. De fapt, sunt declarații dumneavoastră. Criza economică va provoca bulgarizarea României, avertizează Viorel Cătaran. Într-o conferință de presă, oamenii de afaceri români au denunțat tratamentul la care sunt supuși de către guvernul Ciorbe. Avem nevoie de un guvern cu autoritate profesională, a afirmat Dan Voiculescu. Spuneți-mi, cum vedeți dumneavoastră felul în care a fost prezentat de către Victor Ciorbea în momentul în care s-a făcut bilanțul activitatea guvernului un an, dacă dumneavoastră vorbiți de bulgarizarea României, cum că această criză va duce la bulgarizarea României? Nu. Sunt totuși câteva neconcordanțe. Nu sunt neconcordanțe. Declarațiile... În sinteză sunt astea, dar explicația e alta. Și anume că dacă nu se întreprinde nimic concret, în scurt timp, România riscă să treacă până aceea situație în care a trecut. Dar asta înseamnă că nici nu s-a întreprins până acum. Și eu vă întrebam cum explicați declarațiile pe care le-ați făcut astăzi în comparație cu declarațiile, cu bilanțul pe care l-a prezentat primul ministru. În primul rând, noi nu am atacat clar guvernul, ci am solicitat adoptarea unor măsuri. Cum ați atacat guvernul? Stați puțin. Da.
Cabinetul Ciorba este primul guvern din ultimii 8 ani care adoptă politici și hotărâri ce încurajează monopolurile de stat și contravin flagrant principiilor concurenței libere, intereselor capitalului privat românesc. Nu acceptă că nu. Încă o dată, dacă dumneavoastră asta înțelegeți atac, eu nu înțeleg atac. Și vedeți aici, și din cauza asta s-au întâmplat multe controverse pe scena politică prin faptul că dacă spui un adevăr înseamnă că ataci. Eu nu atac. Asociația Oamenilor de Afaceri, Asociația Oamenilor de Afaceri a pus pe masă o situație de fapt pe care o știe toată lumea. N-are sens să ne facem că nu există când ea există. Și într-adevăr, capitalul, interesele capitalului românesc sunt grav afectate în acest moment, pentru că este discriminat în raport cu capitalul străin, pentru că este decapitalizat datorită acestei politici continue de macrostabilizare economică, pentru că nu are niciun fel de stimulent economic, fiscal și de altă natură pentru a se dezvolta și a intra în competiție cu capitalul străin, inclusiv în procesul de privatizare, pentru că lipsește o legislație economică adecvată, pentru că sistemul fiscal este greșit la ora actuală și trebuie schimbat, trebuie făcut o revoluție începând cu veniturile de la buget. Cred că nimeni n-a făcut rechizitoriu al guvernului celor pe care... Nu fac, hai trebuie decât schimbat după ce spuneți dumneavoastră. Păi cum, ce să aceste înțelegem? Măsuri până acum, domnul Tucă, nu au fost adoptate, dar ele trebuiesc adoptate. Contează mai puțin ce guvern le adoptă. Trebuie schimbat guvernul dar datorită faptului că n-au fost Ciorbea, adoptate. Premierul Victor Ciorbea a anunțat că va adopta aceste măsuri. Bun. Și anul 1000, vă citesc tot din poziția Asociației Oamenilor de Afaceri. Da. Și anul 1998 a debutat sub semnul unei crize politice care afectează direct starea economiei. Capacitatea redusă a executivului de a depăși problemele specifice coabitării mai multor forțe politice la guvernare a făcut imposibil acordarea priorității strategiei de reformă, aducând din nou România în situația de a fi considerată o țară cu risc politic ridicat. Corect. Corect. Păi și în răspunsurile pe care le dați dumneavoastră, cum a fost posibil, tot ceea ce înseamnă, explicațiile sunt pe puncte, sunt... Câte puncte sunt? Sunt vreo 6-7 puncte și după aceea iar pe de la A la alea sunt soluții, ce opțiuni strategice se impun în cum vede Asociația Oamenilor de Afaceri strategia. Dar aici este un amplu rechizitoriu la adresa cabinetului Ciorbea, de la 1 la 7. Vreți să le citesc eu pe toate acum? Să știu, lucrurile au mai fost puse, lucrurile sunt reale și noi cerem acestui guvern și dacă vreți, o cer și în calitate de om politic și de președinte al Comisiei Economice, ca aceste măsuri care sunt solicitate cu insistență și acest strigăt de disperare pe care capitalul românesc îl face, să fie auzit și să fie pus în practică. Are mai puțină importanță cine îl pune, că se cheamă Victor Ciorbea, Ionescu, Gheorghe sau nu știu mai cine. Important este ca guvernul României, indiferent în care componența sa, să pună în aplicare aceste legi și să adopte aceste măsuri. Și noi asta vrem, să se adopte măsuri și să se promoveze legi, nu să se schimbe oameni. E un semnal de disperare ăsta al oamenilor de afară. Este un semnal de disperare, domnul Nistorescu. Capitalul românesc este la limita existenței și riscă să se prăbușească în scurt timp. Total. Vorbesc ca și criză economică generalizată la nivel național. Asta e o realitate pe care nu putem ascunde. În momentul în care exporturile sunt necompetitive, o țară nu poate să aibă o economie sănătoasă cu exporturi necompetitive. Și exporturile sunt necompetitive din mai multe cauze, dar principalele sunt curs artificial leu-dolar. Deci am observat că dumneavoastră invocați acest curs artificial al dolarului. Exact, absolut. Este un curs artificial, ținut artificial în viață de politica Băncii Naționale, care politica are ca și consecință descurajarea exporturilor. Domnul Cadaram, n-aș vrea să vă supărați, dar un asemenea semnal poate avea influențe chiar asupra cursului. Sunteți un om de afaceri, da, cunoscut și poate avea un efect nu tocmai fericit asupra cursului. Ce anume? Poziția dumneavoastră. Poziția mea, o spun și o repet, cursul este artificial, este o politică promovată de Banca Națională pentru macrostabilizare economică care are consecință directă în decapitarea exporturilor românești. Asta înseamnă că macrostabilitatea care era principalul atu al guvernului Ciorbea are un subtext sau o subterană neferită? Datorită faptului că în paralel cu macrostabilizarea nu s-a adoptat măsurile de restructurare ale economiei și adoptarea legilor pe care Comisia Economică le-a promovat, am ajuns în această situație de blocaj.
Și care ar fi cursul real, Leo Dolar? Eu nu pot să-mi exprim o poziție pentru că nu este nici corect ca om politic și nici nu am competența să o fac. Dar acest curs este lăsat, este dat de piață, de tranzacțiile pe piață. Ori în momentul în care Banca Națională intervine ca să asigure un anumit nivel al cursului de schimb, înseamnă că el este artificial și undeva lovește. Și unde lovește? Lovește în exporturi. Ce părere aveți de faptul că una din acuzațiile dumneavoastră legate de acordurile economice încheiate de țara noastră au ca rezultat transformarea României într-o piață de desfacere a produselor fiite în Occident și țările CEFTA și exportate și exportatoare de materii prime, care este o acuzație care a fost constantă într-un an de zile a opoziției. Și urmează că aceste acorduri, câteva dintre ele au fost încheiate chiar de un liberal de-al dumneavoastră, da, domnul ministru Popescu Tăricianu. Da, deci, domnul Nistorescu, este o afirmație care mi-a aparține în exclusivitate și nu chiar în forma în care a citit-o dumneavoastră, dar este un lucru cert. Acordurile cu structurile Uniunii Europene nu s-au încheiat toate în timpul guvernării Ciorbea. S-au încheiat unele acorduri și în timpul guvernării Iliescu, ca să o numesc generic. Problema nu este asta. Ele au fost necesare dacă România respecta un ritm de reformă economică care să-i permită să se integreze în structurile europene. Din păcate, dintr-un motiv sau altul care nu mai discut motivele, România n-a urmat acel ritm de restructurare și de reformă economică care să-i permită și a fost respinsă. Ori noi am rămas cu cei mai proști în aceste acorduri. Nici n-am fost admiși, nici nu avem perspectiva să fim admiși datorită crizei grave economice prin care trăim, iar pe de altă parte suportăm consecințele. Și care sunt consecințele? Nu le explic pe toate. Unele din aceste consecințe sunt dispariția barierelor vamale în schimburile dintre țări. Și ce se întâmplă de fapt? Noi am permis, datorită acestor acorduri, liberalizarea exporturilor de materii prime. Dar aceste materii prime, avem nevoie de ele în România pentru industria prelucrătoare. Eu sunt de acord că în 1989 am moștenit o industrie într-un fel sau alta, dar ea există ca atare. Acolo lucrează sute de mii și milioane de oameni. Dacă o să permiți exportul de piei, exportul de materii prime pentru industria textilă și a confecțiilor, cele mai rentabile industrie ale României, această industrie românească se prăbușește. Și acest lucru se întâmplă acum în România, că prin liberalizarea exportului de materii prime, toate aceste industrii profitabile la export s-au prăbușit și trebuie să ceară majorări de prețuri de 30 până la 50%, care nicăieri în lume nu se obțin, iar altfel devin și mai nerentabile. Odată avem creșterea prețurilor materiilor prime la intern pentru că s-au liberalizat la export. Pe de altă parte avem politica Băncii Naționale de menținerea unui curs artificial și iată că am omorât complet exporturile românești. În aceste condiții în care oricum nu ne putem integra în structurile Uniunii Europene, este absolut obligatoriu să renegociem acordurile și spune domnilor parteneri, noi trebuie să ne protejăm economia națională și în special industria și agricultura și vrem renegocierea și este posibil din punct de vedere juridic, renegocierea acestor acorduri în așa fel încât să putem să ne protejăm economia, industria națională și agricultura. O secundă, domnul Cataramă spunea că nu ne putem integra în structurile Uniunii Europene. Da, indicatorii economici și performanțele economice din prezent ale României au făcut ca noi să nu fim admiși. E un lucru cert. Pentru că una este colegia dumneavoastră de coaliție și de putere, spun că avem șanse, că mai avem șanse, că ne putem salva totuși. Nu, până ajungem la acele șanse, trebuie să ne le pregătim. Ca să pot să am șanse, trebuie să mă pregătesc aici în România și ca să mă pregătesc aici în România, trebuie să am un concept foarte clar. Ori acest concept foarte clar este să îmi promovez acele ramuri ale economiei care poate să-mi asigure un profit, o angajare a forței de muncă, un export competitiv și așa mai departe. Sunteți mult mai convingător decât la partea despre politica PNL. Despre protocoale, despre... Vă arde la afacere această situație economică, da? Domnul Nistorescu, mă arde în egală măsură cum vă arde și pe dumneavoastră. Ne arde pe toți la fel. Și aici nu e vorba de a discuta generalități, sunt lucruri concrete cu care se confruntă România. Bun, am înțeles din conferința de presă că România poate să ajungă un fel de Brazilia în viitorul cel mai... Brazilia? Apropiat. Nu. Bulgaria, frate. Nu, și de Brazilia am auzit. Ați auzit? Nu, ați auzit greșit, domnul. Deci era vorba de Bulgaria.
Unde, cum e mai bine să ajungem, ca în Brazilia sau ca în Bulgaria? Nu e bine să ajungem nici ca în Brazilia, nici ca în Bulgaria. E bine să ajungem ca în România și să speculăm posibilitățile României care există. Domnul Cătăran, tot acolo s-a zis la conferința de presă de ce la noi oamenii politici au devenit oameni de afaceri și nu invers. Dumneavoastră ce ați fost mai întâi? Om de afaceri și după aceea om politic sau om politic după aceea om de afaceri? Am fost în paralel și om politic și om de afaceri. Sunt în politică din anul 1990, sunt din afaceri tot în același an. Și sunt poate printre puținii din România, dacă nu singurul, care la nivel de politică și afaceri cumulat, sunt pe ambele cumulate, sunt pe cele mai înalte poziții. Mi se pare firesc ca oamenii politici să devină oameni de afaceri după ce au ajuns oameni politici? Nu se încalcă nicio lege. Nu, vi se pare firesc sau nu? V-am întrebat. După ce ai ajuns om politic, ajungi în parlament, în guvern, să devii... Dumneavoastră vreți să faceți o speculație nu aici? Nu vreau să fac nicio speculație. Domnul Tuca, am dreptul să îmi permit ca la anumite întrebări și să spun că nu fac niciun fel de comentariu? Nicio problemă, puteți să spuneți. Atunci vă pun una la care puteți să faceți un comentariu. Probabil cum e cu meciul de tenis de picior? Că la asta am văzut că vă pricepeți. E unul din lucrurile la care mă pricep, într-o oarecare măsură. Și credeți că era momentul unui meci de tenis cu picior acolo? Domnul Lugă, eu fac sport. Criza asta politică. Eu fac sport în fiecare seară, indiferent că e 10 seara, 11 sau 12 seara, pentru că este absolut necesar pentru menținerea condiției fizice. Lasă, una zi să faceți sport și alta să fiți pe prima pagina ziarilor cu tenisul de picior. Care e problema? Nu văd. Păi, în primul rând, ar trebui să vă pricepeți, dar nu cred că dacă vă provoc la un meci, ăla sunteți. Hai să trecem la alt subiect. Mai e aici unul. Legat de asta, vă rog. Spune că vom asalta mass media cu materiale în care vom denunța greșelile făcute de guvern și în care vom face publice doleanțe. Da. Suntem dispuși să cheltuim o mulțime de bani, a spus președintele AOR, pentru a ne face auziți. Deci, oamenii de afaceri, într-un fel, declară război guvernului. Nu. Pornesc o ofensivă de mediatizare. Și dacă vreți, pornesc o campanie de lobby, de sensibilizare a opiniei publice și inclusiv a structurilor puterii pentru adoptarea unor măsuri care să stopeze declinul economic. A ajuns cuțitul la os, să știe exact ce se întâmplă în țară, care este situația mai ales a întreprinderilor mici și mijlocii. Nu se poate trăi într-o economie fără acest segment și atunci am dat semnalul de alarmă. Asociația Oamenilor de Afaceri, dacă vreți, am mers, a cerut audiențe și la președinție și la primul ministru, la președinția Camerelor. Și nu s-a întâmplat nimic. Și acest lucru a creat nemulțumire. De data asta nu se rea o nouă serie de întrevederi bilaterale sau multilaterale, ci să face un apel public prin intermediul unei conferințe de presă și în caz că nu se ia aminte, se va face o campanie de presă de sensibilizare a celor care pot să ia decizii pentru adoptarea acestor măsuri și pentru protejarea capitalului românesc. E o chestie națională. Da. Haideți, aș vrea să ne îndreptăm spre ultima parte a emisiunii. Mai avem 50 minute de discuție, după aceea vom intra în legătură cu telespectatorii. Bănuiesc că și eu o să vă pună multe întrebări și vă rog să răspundeți la seria asta de întrebări pe scurt. Da, domnul. Ca să ne rămână timp și pentru telefoane și pentru oameni. Aveți suficientă autoritate aici ca să puteți prelungi emisiunea dacă e foarte interesant. Domnul Cătărăm, nu asta e problema, dar să ne rămână timp și pentru oameni, pentru telefoane, că dacă mai vorbim de tenis de picior, iar mă enervez. Vedeți că ați fost făcut praf pe TVR2 de către domnul Dinescu în legătură cu tenis de picior. Da, că vi s-a arătat gamba și că aveați păr pe picior, mă rog, chestii de asta. Sunt bărbat, nu sunt femeie. Bun, păi, da, dar ați putea să, totuși, să luați niște jean-pierre mai înalt sau un ciorap, un colan pe picior. O să țin cont de sugestia domnului. Vă rog. Prima întrebare din această serie de care vă spuneam. Spuneți-mi, are vreun rost, după părerea noastră, Ministerul Privatizării? Este iar o chestie depășită, dar vă reamintesc poziția Comisiei Economice a Senatului, care a spus că nu este necesar un minister al reformei, că reforma trebuie să fie făcută de ministerele de profil, că este necesar un minister al privatizării care să înglobeze atât FPS-ul cât și ANP-ul cât și toate celelalte instituții ale statului care într-un fel sau altul concură la realizarea privatizării. Prin urmare, punctul de vedere nu s-a schimbat, dar de acest punct de vedere al Comisiei Economice nu s-a ținut cont. Eu nu fac decât să-l reamintesc și să spun care a fost punctul de vedere, dar părerea mea e o chestie din nou depășită, că nu o să umblăm acum iar la o remaniere pentru această chestiune. Bun, așa, mai departe. Mai tot timpul auzim de tranzacții încheiate, vânzări de întreprinderi, de societăți comerciale de către FPS. Da. N-am auzit până acum Viorel Cataramă sau nu știu care
mare om de afaceri în România să cumpere. Auzim de Lukoil, auzim de... Păi e foarte firesc. Niciun capital românesc nu poate participa în mod serios la procesul de privatizare. De ce? Că a fost decapitalizat, că nu poate face investiții, că nu sunt surse de, de finanțare a acestor investiții. Prin urmare, este o parte componentă a protestului nostru și o cerere legitimă a noastră ca... în virtutea interesului național, capitalul românesc să poată participa la procesul de privatizare. Este firesc să fie așa. Nici o companie românească, mai ales după ce a trecut în ultimii 2 ani, nu poate concura în mod serios cu o companie străină în procesul de privatizare. Și nu aveți nimic de spus în legătură cu asta? Păi, vă reamintesc că Comisia Economică a Senatului a inițiat un proiect de lege care l-am discutat acum 6 luni. Legea investitorului român. Așa și protecția lui în procesul de privatizare. Din păcate nu am primit răspuns până acum. Păi, sperăm să primim. Toate societățile până când intră în vigoare. Mergem mai departe. Conform acordului de asociere la Uniunea Europeană, semnat de România la 1 februarie 1993, țara noastră se obligă să desfințeze taxele vamale pentru produsele Uniunii Europene până în 2002. Cum vor face față concurenței occidentale producătorii autohtoni? În niciun fel. Atrag atenția aici în mod serios și responsabil că dacă nu se renegociază aceste acorduri, România se transformă definitiv într-o piață de desfacere pentru produse realizate în alte țări și într-un exportator de materii prime, consecința directă și finală fiind un nivel de trai extrem de scăzut și imposibilitatea integrării în structurile europene. Punct. Mai mult de aici, dacă acest semnal nu se ia în considerare, nu avem niciun fel de viitor. Cum apreciați recenta măsură a Ministerului Finanțelor prin care au fost puse în vânzare acele titluri de stat? Există vreo legătură între ele și între această vânzare și cursul liber al dolarului? Aici, sigur, se pot face multe conexiuni. Întrebarea este, de unde provin banii care vor fi dați ca și dobândă? Aici e toată chestiunea. S-au emis titluri, au fost cumpărate, ele vor fi răscumpărate cu suma de bani plus o dobândă foarte atractivă. Întrebarea care se pune imediat, de unde vor proveni acești bani care vor fi dați drept dobânzi? Când ați luat ultima dată un credit, domnule Cătăram? În 1996. Se mai poate investitorul român, mai poate omul de afaceri român să ia credite? Într-o anumită situație conjuncturală, da, însă este extrem de periculos, nu poate lua credite pe termen scurt, pentru că aceste măsuri succesive ale băncii naționale te pot distruge. De fapt, se întâmplă ce s-a întâmplat și în Asia, în momentul în care a apărut o asemenea criză, toți cei care lucrau cu termen pe termen scurt au fost terminați. Dar, din păcate, asta este numai unul din aspecte. Nu mai ai ce căuta la credite, pentru că nu ai nicio facilitate pentru investiții, iar cheltuielile te distrug. Prin urmare, la ora actuală, suntem într-un blocaj total în această chestiune. Am înțeles și vreau să mă aduc încă o dată în discuție această declarație pe care a făcut-o Asociația Oamenilor de Afaceri. Dumneavoastră a spus că nu criticați guvernul Ciorba, ci spuneți un adevăr. Poate să fie același lucru. Cabinetul Ciorba este primul guvern și să comentați. Nu, să fac încă o dată. Deci domnul, critica mâine s-ar putea să vă dea afară mâine din Partidul Național Liberal. N-are de ce să mă dea afară, domnul Ciorba. Nu știți niciodată. Problema, bun, sigur, nu putem. Ieșim de aici și alunecăm pe gheață sau cu mașina și să mă întâmplă sau facem un infarct. La fel, Doamne ferește. Dar chestiunea e în felul următor. Faptul că spui lucrurilor pe nume nu înseamnă că critici. După părerea mea, a spune lucrurilor pe nume nu faci decât să pui în evidență în mod onest și corect niște nerealizări și să treci imediat la corectarea lor. Comentați în câteva cuvinte ce vă citesc eu acum. Da. Cabinetul Ciorbea este primul guvern din ultimii 8 ani care adoptă politici și hotărâri ce încurajează monopolurile de stat și contravin flagrant principiilor concurenței libere, intereselor capitalului privat românesc. Deci, până acum am explicat că prin această stare de fapt și prin... Dar cum a încurajat guvernul Ciorba monopolul de stat? E foarte simplu, domnule. Sunt anumite domenii în care statul are monopol. Și în care anume? Păi sunt, hai să luăm domeniile regiilor autonome, unde sunt monopoluri, nu? Dau un simplu exemplu, sunt mai multe, care trebuiau restructurate și privatizate. Da. Cum vă explicați dumneavoastră că toate astea merg atât de greu, domnule Cătăram? Sunteți în interiorul puterii, sunteți parte din ea.
cum? Că doar spuneați că o să meargă, că o să faceți. Deci, cum vă explicați că nu merge, că totul Tucă, se înnoadă? Deci, aș vrea să vă dau tot un răspuns onest. Dumneavoastră îi spuneți domnul Ministrescu, domnul Tucă, dar merge, nu are importanță. Vă rog. Mă jignește, doamne, doamne. Până la urmă o să reușesc să vă jignesc, să vă jignesc pe amândoi. Nu e intenția mea asta. Sunt mai multe cauze. Sigur, aici pot să mă pronunț în calitate, dacă vreți, de cetățean. Ca și dumneavoastră, asist, chiar dacă sunt în mijlocul problemei. Știți care e la dumneavoastră problema? Atunci când vreți să, nu vreți să supărați prea tare, sunteți cetățean. Când vreți să supărați tare pe cineva, sunteți vicepreședintele Asociației Oameni de Afaceri. Când nu vreți să supărați pe nimeni, sunteți vicepreședinte al PNL. Păi hai, utăriți-vă, ori cetățean, ori vicepreședinte, ori vă dau om de afaceri. În ce punct de vedere dumneavoastră vreți? Din aceeași calitate vă dau răspunsul. Din punctul de vedere al vicepreședintelui PNL. Din acest punct de vedere, care coincide cu cetățeanului Cataramă, ca să fie clar. În primul rând, nu pot să nu accept că poate să existe pe undeva și lipsă de competență. Nu este exclus și este o realitate. O a doua realitate este că s-a pus accentul pe chestiuni neesențiale pentru România, după părerea mea. Chestiunea monarhiei e neesențială, chestiunea revoluționarilor e neesențială. Chestiunea accesului la dosarele securității, nu esențială. Aici s-ar putea să fie pentru mine, că tot s-a zis că este securist. Să zic încă o dată, mi-e egal, eu am spus și în aceste chestiuni nici nu mai contează. nici nu mai contează, nu uitați că, nu vreau să fac mai multe comentarii, eu mi-am spus acest punct de vedere. Repete, neinteresantă pentru România, chiar dacă eu am fost sau n-am fost ofițer de securitate. Dar n-am fost, domnul Tucă. Dar repet, nu e înainte și mai pun altele. Deci, incompetență, lipsă de experiență, abaterea pe chestiuni neesențiale, toate astea au făcut ca lucrurile esențiale să treacă pe planul 2. Incompetență... Pe toate nivelurile, domnul Nistorescu, pe toate nivelurile. Plus, acceptarea ca o stare de fapt a unui sistem de evaziune fiscală gravă în România și a unui sistem de corupție la fel de atot cuprinzător până acest enorm aparat bugetar care ar trebui, după părerea mea, redus drastic. Ce tot mai sunteți la PNL? Asta era întrebare. Puneți-mi încă o dată afară. S-ar putea noaptea să vă dea afară. De ce să mă dea afară, domnilor? De ce să rămâneți acolo? De ce să vă țină? Pentru că am ales de Congresul Partidului. Pentru că acuzați puterea de incompetență. 230184. Nu puterea în ansamblu ei, ci pe anumite segmente există și incompetență. Deci pe acolo prin părții esențiale. Din moment ce asta a afectat grav economia și societatea. 230144, 230302 și 230724 sunt numele de telefon la care puteți suna și intra în legătură directă cu invitații mei din această seară. Domnule Cataramă, până la prima legătură telefonică, hotărârea de majorare a TVA, cum o comentați? O comentez exact cum am comentat-o acum câteva săptămâni. Nu sunt de acord cu această decizie. Păi bun, dacă nu sunteți de acord, le-a spus celor din partid. Băi, fraților, încă o dată repet. Din păcate, nu, în birou permanent nu s-a luat o hotărâre nici în această chestiune. Păi în chestiunile importante nu se ia niciodată hotărâre. Nu aș fi de acord cu dumneavoastră că în chestiunile importante nu se iau hotărâre. În aceste chestiuni, întâmplător, nu s-a luat o hotărâre. Deși eu am solicitat în această problemă să se ia o hotărâre oficială. Nu s-a luat. Pot să remarc faptul că ați menționat cel puțin de 6 sau 7 ori că ați propus un lucru și că în biroul politic al PNL-ului nu s-a luat decizia. Punctul dumneavoastră de vedere a pierdut? Nu e vorba de punct, pentru că nici n-a câștigat, nici n-a pierdut, nu s-a adoptat o poziție oficială. Bun, e suficient. Înseamnă că n-ați reușit să convingeți sau partidul a fost de altă părere, ca să fost un alt fel. Hai să ascultăm telespectatorii, domnilor. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm, doamnă. Aș avea niște întrebări de pus și de fapt și lucruri care nu le înțeleg. Vă rog. Mă refer la Partidul Democrat. Eu știu că este puțin favoritul dumneavoastră. Că este nu cum? Pot să înțeleg de ce democrat, când de fapt eu, ca elector și care am dorit convenția și schimbarea, cum poate Partidul Democrat ca să fie deja dictatură? Eu o văd dictatură. Pentru că toate punctele care se aliniază sunt numai ce vor PD-ul, ceilalți nu. Noi am ținut cont oarecum și de programa celorlalți.
De ce să nu se retrocedeze case? De ce să nu se retrocedeze teren? De ce să nu terenurile casele care ne-au fost demolate? Păi spuneți-mi și mie, doamnă, pentru că tot mi-a zis... De ce atâta... Doamnă, cum vă numiți? Doctor Paula Ionescu. Doamna doctor, pentru că tot m-ați făcut pe mine, cum a zis că sunt... Eu uitați ce este, vă spun sincer. Stați o secundă, da. Stați o secundă să vă întreb, cum a zis că sunt favoriți, cum sunt favoriții mei? Nu. Eu uitați ce v-am simțit, vă spun care a fost mesajul dumneavoastră de-a lungul unui an vis-a-vis de mine telespectatorul. Tot timpul, când un an întreg ați întrebat, când, pe cine, ce politician venea și asta m-a supărat, când cade ciorba, când cade guvernul. Iată că v-ați văzut puțin, eu văd foarte încolțit, nu suntem veseli deloc. Partidul Democrat va șantaja clipă de clipă acest guvern. Este treaba lor ce fac. Eu vă întreb următorul lucru. Dumneavoastră vorbeați de retrocedarea caselor și pământului. Eu o să vă dau un mic exemplu și nu vă rețin mult. Bun, vă rog. Eu sunt demolată, deci stau într-o casă naționalizată. Da. La Brașov am o casă care s-a fost chiar o fabricuță, așa este ea, bun. Nu stă nimeni, deci nu afectez niciun chiriaș. Am umblat 8 ani ca să iau această casă, să pot să-mi cumpăr acum, fiind chiriaș, această casă naționalizată. Nu reușesc pe niciun plan. Adică de ce PT-ul să se opună la lucrurile astea? Este dreptul meu, este o casă luată de tată, a fost medic ceferist, a luat-o rate, am cartela de rate. De ce să nu o luăm? Nu văd această încrâncenare și mai prevăd o nenorocire. Că o să fie iar o criză, pentru că va fi cu ăștia, cu UDMR-ul. Care, să știți un lucru, nu mă impresionează atât de tare și să ne supărăm că unde-i consensul, că acei copii mai mici, care fac geografie în maghiară, cred că domnul Prutean exagerează și sunt o simpatizantă a lor, mai mici fac geografia în maghiară. Foarte bine, o facem maghiară și limba română în fiecare zi. Dar de ce să iasă din nou un scandal că domnii PD n-o să vrea? Asta sigur, după cum au și spus. Deci toate punctele după procesul ăla nu mă încântă deloc. Este o dictatură a PD-ului. Asta este concluzia care o trag. Mă întristează pentru că ne-am dorit tare mult democrație, ne-am dorit o schimbare. Nu se poate chema reformă dacă nu se bazează pe dreptul de proprietate. Domnul Cataramă cred că e de acord cu mine. Nu cred că se poate nu să nu-ți iei o casă care ai pierdut-o în niște condiții și ai devenit un sărac și să așteptăm cât, când fac 80 de ani, 80 și când. Da. Să știți, asta mă supără. Dar e adevărat că mesajul dumneavoastră totdeauna a fost când cade guvernul Ciorba. Iar a venit momentul când Ciorba este mai rău decât Calașac. Mai doamna, rău. Și nu știu, consider că a avut un statut moral bun. Pentru dumneavoastră vă spun. Era o întrebare, nimic altceva. Nu știu, vă simțeam acea... Nu mă simt. Mă iertați. Mă rog, să fiu... Nu e nicio problemă. Important e ca dumneavoastră să... culpa, dar să știți că... Doamnă, important e ca dumneavoastră să urmăriți emisiunea și... Vă urmăresc asidu. Vă respect punctul de vedere. Dacă dumneavoastră ați înțeles asta, poate altă dată o să înțelegeți. Dar am dreptate că este o dictatură și domnul Nistorescu nu ne dă că este o dictatură a PD-ului. Eu nu văd un punct firar al naibii să fie de la țărăniști. Haideți să fie aceasta întrebarea pe dumneavoastră la care să răspundă cei doi invitații ai mei. Vă mulțumim mult pentru telefon. Bună seara. E o dictatură a PD-ului, domnul Nistorescu? Nu cred. Dar PD-ul în mod cert în acest moment exercită niște presiuni extraordinare în ideea, se vede foarte clar, în ideea schimbării guvernului. Nu. Și chiar dacă semnează protocoale, chiar dacă dă semne de conciliere, el își urmărește foarte exact acest scop și cred că foarte greu coaliția va rezista unui asemenea scop. Domnul Cătăran. În ceea ce privește întrebarea telespectatoarei, eu cred că ar trebui să înțelegem un lucru. Fiecare partid politic are un electorat și are niște puncte esențiale în programul lui, pe care dacă se abate la ele își pierde electoratul. Unul din punctele esențiale ale PD-ului în programul său este și această poziție vis-a-vis de casele naționalizate, de proprietățile naționalizate. Partidul Democrat, dacă abdică de la acest principiu, își pierde electoratul, pentru că electoratul care votează clar cu proprietatea și așa mai departe este în CDR. Așa, unde doamna... Sunteți în CDR și ați fost votați prin CDR. Da. Spuneți-mi și mie în campania electorală dacă CDR-ul a promis restituirea caselor naționalizate. Nu a fost un subiect în discuție luat.
Păi nici n-a promis, nici nu a promis. Asociația Chiriași, exact. Nici nu a promis, nici nu a promis. L-a susținut pe președintele Constantinescu. Hai să trecem la următorul telefon. Bună seara! Alo? Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Bună seara, domnul Marestucă! O întrebare pentru domnul Viorel Tataramă, dacă se poate. Cum vă numiți? De fapt, două. Vă rog să... Cum vă numiți? Emil Aron. Și de unde sunteți? București. Da, domnul Aron. Domnul Viorel Tataramă e președinte la o comisie senatorială pentru economie, din câte am înțeles. Da. Și aș dori și o părere a dânsului autorizată. Cum se poate obține un credit? Poate pentru zahăr din Olanda, eu știu, la 3-4 milioane de lei, de dolari, pardon, mă scuzați, cu garanții, eu știu, poate dânsul poate să ne spună. Asta ar fi o întrebare. Așa. Și a doua, de safi, ce să mai spun, că eu știu, poate, ceva noutăți, dacă se poate. De la safi, nu? Dacă poate să ne mai spună ceva. Păi îl întrebăm pe domnul Cătăram acum. Vă mulțumesc foarte mult. Bun, domnul Aron, bună seara. Deci la prima întrebare nu am ce răspuns să dau, n-am înțeles întrebarea. Dacă se pot da credite. Dacă se pot da credite, sigur. Activitatea, una din activitățile principale ale băncilor este acordarea de credite. Care este dobânda acum? Depinde, la ce discutăm, la ce bancă, în lei, în valută, nu toate băncile au la fel. Dacă discutăm de dobânda de refinanțare sau de finanțare și a cui dobândă. Deci, dacă mă întrebați mai exact, vă pot spune în principiu, da. În ceea ce privește chestiunea SAFI, nu sunt o persoană indicată, nu mai am nicio legătură cu societatea de mult timp. Prin urmare, dacă dorește să afle detalii, să se adreseze Fondului Mutual și Consiliului de Încredere. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Profesor Virgil Stoienescu din București sunt. Da, domnul Stoienescu. Vreau să mă adresez domnului Cataran, pe care îl cunosc de când era ghid, ca un om foarte integru, și nu știu, mă simt așa puțin jenat, pentru că în postura din această seară nu este dânsul care îl cunosc eu. Și cred că nici în interior gândește altfel. Dar vreau să mă refer la... să-l ajut puțin, pentru că și mie îmi pare că s-a scris că Partidul Liberal este un preș al Partidului Țărănesc. Vreau să fac precizarea că eu cred în social-democrația în România. Și vă întreb, domnule Cararamă, dumneavoastră nu sunteți un preș partidul, sunteți o cârje a Partidului Țărănesc. Și vă spun de ce. În toate sondajele scrie așa, CDR-ul 30-40% nu știu cât are, iar Partidul Național Liberal 4-5%. Și acum mă întreb, nu era mai bine când, poate că nu-i agres pe domnul Câmpeanu și domnul Cerveni, însă pe timpul lor Partidul Liberal avea vreo 6% sau 7%, iar Partidul Țărănesc vreo 3%. Acum explicat timp, de ce în toate sondajele, care eu nu cred, totuși apare CDR-ul separat, care nu a să faceți parte din această convenție, apare cu 30-40%, nu sunt numai cu 4%. Vă mulțumim pentru telefon, domnul Nistorescu. Domnul Nistorescu. Vă rog. Domnul Nistorescu, să fac atâtea, cum ne spune, fel de scenarii. Aș vrea să ne spuneți dacă eu cred că Partidul Democrat știe ce vrea și își urmărește și până la urmă ceea ce dorește. Nu credeți că în final domnul Petre Roman urmărește chiar în Parlament, într-o perioadă nu prea lungă, să ceară chiar suspendarea președintelui Constantinescu, că ar putea să o facă împreună cu ceilalți. Vă mulțumim pentru telefon, domnul Stoienescu. Domnul Tucă. Da? Pentru cei care nu le... E social-democrat și că nu simpatizează Partidul Național Liberal, prin urmare nu cred că e necesar să îi răspund vis-a-vis de modul în care a fost pusă întrebarea. Sigur, dacă era vorba de o persoană neutră sau... Eu sunt neutru, vă întreb eu. E cârje sau preșii PNL-ul? Mi se pare jignitoare întrebarea și v-aș ruga totuși să o reformulați, pentru că bun. E vorba de un partid parlamentar cu 50 de parlamentari care are o activitate pe scena politică și dacă, fiind obligat să facă niște compromisuri că este în coaliție, are parte de anumite comentarii, asta nu înseamnă că eu trebuie să le accept sau să le suport, bine, pentru că nu mi se pare corect. Bine, domnul Cătăramă, n-am vrut să vă jignesc, îmi cer scuze. E vorba de partidul pe care îl reprezint în seara asta. De partid vorbim. Petre Roman are o
postură și avea o postură destul de dificilă în cadrul Partidului Democrat. Aș vrea să ne aducem aminte că poziția tranșantă a lui Petre Roman din ultimul, de la Consiliul acela național, a fost luată după foarte multe ezitări și sub presiunea acelui Consiliu, pentru că înainte Petre Roman a fost unul dintre cei mai moderați din PD. În spatele lui a fost o presiune extraordinară a celor mai tineri și din teritoriu și vicepreședinții. Că el se află într-o cursă pentru alegerile prezidențiale este indiscutabil. Dar nu poate să câștige această cursă prin suspendarea președintelui. Sigur că da. El își urmărește foarte atent evoluția, să nu piardă la electoratul său și să-și conserve șansele pentru o cursă în anul 2000. Mai degrabă nu văd, chiar dacă ar putea să existe în capul cuiva o asemenea idee, nu cred că ea are șanse și merită luată în considerare. Vă mulțumesc, bună seara! Alo! Da, vă ascultăm! Să trăiți, domnul Tucă! Să trăiți, mai bine! Mă țin, de când s-a început emisiunea asta dumneavoastră, să vă prind la telefon și acum am reușit și eu, dar pe număr de provincie. Să vedeți când s-o sfârși. Da. Am o întrebare suplimentară pentru domnul Victor Cataramă. Cataramă? Da. O întrebare suplimentară. Vă rog. De când a intrat dânsul în PNL-ul? La urmă, ca să îl întreb altceva, și dacă PNL-ul din 90 e comasat cu monarhiștii. Ori monarhiști există în toate partidele sau numai în PNL? Cum vă numiți? Cum vă numiți, vă rog? Gheorghe Ion. Domnule Gheorghe, a spus mai devreme, începând din 90 în PNL, domnul Cataram. Așa, și până în 90, în ce partid a simpatizat dânsul? Partidul cu ochi albaștri, sau cum era înainte? Așa, cu monarhiștii, în toate partidele sau numai în PNL? Bun, vă mulțumim pentru întrebare. Nu, că mai am ceva. Păi vă rog, terminați de pus. Vă rog, cu treaba cu guvernul, cu domnul Victor Ciorbea. Așa. Ca să răspundeți la asta. Da. Domnul Victor Ciorbea, cred că ne-a luat pe noi, poporul ăsta săracul amărât, ne-a luat direct o crescătorie de porci. Și ăia, când trebuie să dea la porci să mănânce, le dă o rație. Pe câtă vreme noi nici rația aia nu avem. Știți la ce mă refer? Ca să fim mai direct. Mă refer la treaba asta, că un pensionar care are, cum sunt și eu, am în jurul la 70 de ani, mulțumesc, care, mulțumim la fel, care am o pensie așa oarecare, nu? Da. Și să zicem așa, mergem să iau un kil de carne. Cel care are 12 milioane, tot cu 47 de mii o plătește, la fel ca și mine. Câtă carne mănânc eu și câtă carne mănânc el? Eu din ăștia 400 de mii plătesc întreținerea 200, plătesc radiotelefonul, mai plătesc lumina, mai altceva, cum mai rămâne de pâine și să mănânc, să mă îmbrac? De când am ieșit la pensie, n-am putut să-mi iau decât o pereche de ciorapi. Da. De ce nu face o chestie ca să trăiască omul decent? În primul rând, guvernul, care e datoria lui să o facă. În primul rând, să mărească salariile și pensiile și la urmă să salte prețurile. Eu nu înțeleg cum un salariu și o pensie odată la trimestru mărită și prețurile se mărește în fiecare zi. Și odată pe trimestru și aia e la jumatea trimestrului. Acum noi n-am luat la pensie nimic acum, zice că de la 15 februarie încolo. Bun, domnul Gheorghe, vă mulțumim. Nu se face treaba asta. Vă rog să-mi dați răspunsul și să vă dea Dumnezeu sănătate. Numai bine. Numai bine, domnul Gheorghe, la revedere. Dar nu să dau eu răspunsul sau domnul ministru, dumneavoastră dăți-l. Stăți la putere. Corect, așa este. Creșterea prețurilor nu o hotărăște guvernul. Creșterea prețurilor este reglată pe piață în funcție de cerere și ofertă. La fel cum, într-adevăr, de data asta, creșterea pensiilor și a salariilor, într-o oarecare măsură este decisă și de guvern prin indexări. Eu aș vrea totuși să discutăm și un alt aspect înainte de a-l discuta pe ăsta, și anume că în România nu se lucrează mai mult de 6 luni pe an.
Restul sunt sărbători, concedii, sâmbete, duminici. Tot guvernul a dat sărbătorile astea, domnule. De ce nu dat guvernul de mâine să fie săptămâna de lucrătoare de 6 zile? De ce n-ați și tăiat jumătate din sărbătorile alea care... Dar nu știu cum ați ajuns la 6 luni oricum. Vă fac calculul. Ia, dacă vreți. Da. Păi, în primul rând, sunt 110 zile, din deci anul are 365. Dacă 365 de zile, da. Din 365, 110 sunt sâmbete, duminice și sărbători legale. Da. În jur de 35 de zile sunt concedii. Da, așa. 35 de zile de concedii, da? Da. 110 și cu 35, 145. Da. Da. Că nu punem 35, puneți 30, domnul Tucă, ca să nu fiu acuzat după aia că sunt... Deci sunt concedii 140. Da, sunt. Cum să nu? Sunt și de 35 și de 40 de zile. Domnul Cătălin, 140 aceea, concedii. Timp pierdut pentru obligații cetățenești și asimilate. Care? Deci, nunți, botezuri, donări de sânge și așa mai departe. Da, astea sunt, eu e de muncă. Domnul Tucă, eu n-am fost la nicio... N-ați fost dumneavoastră, sunt alții. Eu vă spun din statistici. Păi nu ține să știți că sunt sâmbătă și duminică. Nu. Sunt în cursul săptămânii. Păi la țigan sunt. Sunt în cursul săptămânii, domnul Tucă. Notați că dacă nu știți... Nunțile în cursul săptămânii. Nu vorbesc numai anunț. Te pleci din... Are loc nunta sâmbătă și tu pleci de vineri, că pleci de la Timișoara la Suceava. Păi, dar nu se mai... Sunt la sfat și pleacă din fabrică. Încă o dată. Și nu vin și... Bun, așa, 140. Și concediile medicale. Concediile medicale, stai, nu. Dar stați, domnule, are omul de drept la concediu dignă, la concediu medical. Nu, domnule, încă o dată, vreau să vă spun că e nemuncă. Eu nu spun, bine, că n-are drept. Bun, deci 140, cât mai trecem, nu-ți botezul și concediu medical. Încă o dată, nu-ți numai astea, deci... astea sunt aproximativ 15 zile pe an, ca statistică. Așa, 155. Da. Nu-ți botezuri... Da, și mai este indicele de utilizare a timpului de lucru de 95%. Eu nu mai pun alte chestii care să fumează și așa mai departe. Că se fumează, puneți fumarii. Da, domnule, se fumează în timpul lucrului. Din 8 ore, 3 ore fumează. Asta e realitatea. Dacă nu vreți să o luați în considerare, nu o luați. Deci n-ai voie să fumezi în timpul serviciului? După părerea mea, nu. N-ai voie să fumezi. Trebuie păi să lucrezi aveți ori, mobil, efectiv. Aveți industrie de mobil. Trebuie și să lucrezi efectiv. Păi, încă o dată, dacă vreți să acceptăm, putem bun, să fumăm. Bun, așa, cât? 155. Păi, ce mai punem? Păi ia vedeți cât fac de aici. Ia adunați. Ia împărțiți 365 la 2, vedeți cât dă. Și altele care mai sunt acolo. Deci noi nu lucrăm mai mult de 6 luni pe an. Ia să acceptăm concediu de maxim 15 zile, ia să nu mai ne ducem să ne cumpărăm certificate medicale și să ne ducem să facem altceva pentru că ni se plătesc primele 10 zile, ia să nu se mai plătească tot felul de compensații de, care merg până la 6-12 salarii și așa mai departe. Bun. Și o să vedeți că câte avem... Câte zile de concediu ați avut anul trecut? Mult mai puține. Nu, domnul. Dar câte ați avut? Nu, domnul Tucă, eu nu am mai mult de 3 săptămâni pe an. 3 săptămâni, 21 zile. La câte nu și botezuri ați fost? Auziți, domnul Tucă, spuneți 15, vorbesc de zile lucrătoare. Bine, 15 zile. Da. Câte nu și botezuri ați fost? La niciunul. N-ați fost la niciun botez? N-am fost la niciun botez, la nicio nuntă. Nu am avut nicio zi de concediu medical, am lucrat efectiv. Deci nu vă faceți probleme din așa. Am lucrat și sâmbătă, am lucrat și duminica. Deci, poate că aveți lucrare și dumneavoastră, domnul Cătălin. Deci dacă am lucrat toată lumea cât lucrez eu, n-ar fi... De ce nu faceți săptămâna de lucru de 6 zile? Pentru că, eu lucrez 6 zile, dacă nu 7 din 90. Pentru că nu cred că asta este soluția. Cred că asta este un drept câștigat. Dar care e soluția, revoluție? Domnule Cătălin? Să se muncească efectiv. Exact. În alea 202 zile sau cât? În zilele care rămân după ce se scad sâmbetele, duminicile și sărbătorile legale. Concediu să fie de maxim 15 zile, să se termine cu plata acestor compensații și acestor activități care de fapt sunt nelucrative și care grevează fondul și să se plătească numai munca efectivă. Pentru că dacă nu se va plăti numai munca efectivă și se vor plăti lipsurile, furturile, nemunca și așa mai departe, care este un alt aspect, nu o să ajungem nicăieri. Eu nu spun că numai asta sunt, dar astea există în România și nimeni n-are curajul să le spună ca să le stârpească. Este o mentalitate care provine din sistemul comunist și care se perpetuează și se accentuează pâncetările nepermise ale guvernărilor de după 90 în fața mișcării sindicale. Asta e o realitate.
s-a redus ziua de lucru de la 8 ore la 6 ore pe diverse motive, s-au crescut numărul de zile de salarii, au crescut numărul de și toate facilitățile suplimentare, prime, al 13-lea salariu, prime peste prime și așa mai departe, care de fapt au îngreunat activitatea societăților și care au făcut să nu există o diferențiere clară între cei care muncesc și care nu muncesc. Ce vorbiți, domnul? Da. Păi eu să vă dau un singur exemplu. Da. Din sănătate. Un medic are salariul de 800 de mii brut. Da. Păi cum să trăiască medicul ăsta cu 800 de mii? Pentru că ai gândit sistemul prost. Pentru că eu am susținut și că trebuie privatizat sistemul de sănătate și cuplat cu un sistem de asigurări sociale. Adică să te duci să plătești, nu să plătesc eu din salariul meu toți oamenii care sunt sănătoși sau nu sunt sănătoși. Sub guvernul ăsta din care faceți parte, da. Vreau să vă spun că un gunoier câștigă mai mult decât un medic, domnul Cătărăm. Când vă duceți la partid să le spuneți vreau să vă spun că și în New York un gunoier câștigă mai mult decât unii medici. Ca să care clar. Medici, domnul? Da, Cătărăm. Unii medici, nu spun domnul, aici toți. Orice gunoier câștigă mai mult decât orice medic. Asta este pentru un caz dus la extrem. Dar și în New York sunt gunoieri care câștigă mai mult decât anumiți medici. Nu suntem în New York, suntem în România. Suntem în România, deci care-i guvernarea CCD, PNL, UDMR. Deci un gunoier câștigă mai mult decât câștigați dumneavoastră. De ce nu vă duceți să fiți gunoier? Stați puțin, nu mă luați acum. Păi nu, dar așa este. Care e problema? Un gunoier câștigă mult pentru că este o meserie care nimeni nu vrea să o facă și o face numai pentru că e plătită foarte bine. Și stați puțin, și numai pentru faptul că nu vrea să facă nimeni, trebuie să câștige mai mult decât un medic sau cum? Nu trebuie să câștige mai mult decât un medic. Salariile medicilor sunt mici pentru că sistemul fiscal este gândit greșit în România. Că se gândește... Păi sistemul fiscal e făcut de guvernul din care faceți parte, eu încă o dată vă spun. Da, și eu lupt... ca acest sistem să fie schimbat, pentru că, repet, bugetul nu poate să asigure salariile medicilor și nu numai medicilor, ci bani suficient. Dar cum poate să asigure salariul celor de la RNL, salariile umflate? Pentru că, domnul Tucă, dumneavoastră faceți o confuzie între banul public al statului și banul privat al statului. La RNL e mare diferență. La RNL este banul privat al statului și la sănătate este banul public al statului. Eu vreau ca la sănătate să fie ban privat. Să nu mai fie bani public. Și atunci o să fie salarii comparabile. De unde vine banul privat la sănătate, domnul Cătărău? Din circuitul economic. La sănătate? Da. Prin privatizarea sistemului de sănătate și prin generalizarea sistemului de asigurări sociale. Dacă tot am bani să asigur asistența medicală, o privatizez, mă duc să plătesc, nu mai am mie din impozit. Știați că nemții schimbă sistemul de asigurări sociale? Dar care e problema dacă schimbă? Știați că Cehia, păi vorbeați de sistemul ăsta pe care s-a votat legea asta și se păi pare că... Păi au trecut prin sistemul. Ca să noi să ajungem la sistemul din Germania, trebuie să trecem prin sistemul pe care îl spun eu. Bine, domnul Cătărăm, mai să intrăm în legătură cu telespectatorii căci... Bună seara! Bună seara, domnul Tucă! Vă ascultăm! Bună seara la cei doi invitați ai dumneavoastră. Vă rog! Am o întrebări pentru domnul Cătărăm și o întrebare pentru domnul Nistoriescu. Vă rog! V-aș ruga să vă spuneți numele și... Dănăcică, mă numesc. Cum? Dănăcică. Dănăcică, da. De unde sunteți? Din București, domnul Cătărăm. Da. Sunt vecinul dumneavoastră. Da, domnul. Domnul Cătărăm, în ceea ce ați spus dumneavoastră în legătură cu investițiile, spuneți-mi care este viitorul fondurilor de investiții din România, având în vedere situația sumbră pe care ați prezentat-o. Noi suntem o parte din noi care avem bani depuși pe la aceste fonduri, inclusiv am avut la SAS. Deci care este situația lor și care este viitorul acestor fonduri de investiții? A doua întrebare. Partidul Național Liberal a dat mână liberă țărăniștilor ca să nu-i spune dictatură, să conducă ferm țara prin această ordonanță de urgență care ați votat-o în guvern acolo cu presa. Ordonanța 22, da. Exact, ordonanța 22, care după expresia mea dintr-un an din emisiunile trecute, v-a băgat pumnul în gură. S-a cam retras astăzi ordonanța, da. Mă rog, nu știu eu. Vă rog. Atât pentru domnul Cătărăm, pentru domnul Nistorescu și pentru domnul Cătărăm să comenteze dacă România nu cumva este influențată din exterior de marea finanță, în așa fel încât să ne transforme din producători în consumatori. Vă mulțumim, domnul Dănăcică, pentru întrebări. Bună seara! Noapte bună! Haideți, domnul Nistorescu, începeți dumneavoastră și după aceea să răspund domnul Cătărăm. După părerea mea, cercurile financiare internaționale exercită nu numai asupra României, asupra tuturor țărilor, asupra tuturor economiilor, presiuni și
presiuni cu intenții speculative și mi se par normale pentru că ele sunt distribuite pe întreg globul. Problema nu este că ei fac această presiune, ci că noi nu suntem capabili să avem o strategie de ripostă, de organizare răspundem. Și de a avea o coerență economică și financiară. Ei nu sunt de vină pentru că asta este un fenomen deja la scară planetară, care nu mai scandalizează pe nimeni, face parte din legile economiei care sunt la ora asta globalizate, ca să spun așa. Problema de fond și extrem de gravă este că noi nu suntem în stare să răspundem coerent, serios și temeinic pentru ca aceste influențe să aibă consecințe cât mai mici. Presiuni să aibă consecințe cât mai mici sau nesemnificative. Da. Ele ne pot distruge chiar. Dacă noi suntem, iertați-mi cuvântul, fraieri sau proști, nu vor avea probabil niciun scrupul să câștige din operațiuni care ne privesc. Da, domnul. De același punct de vedere ca domnul Nistorescu, nu cred că trebuie să-l mai accentuez. Da. O realitate și depinde de noi. În ceea ce privește ordonanța 22 a spus că a fost anulată, viitorul fondurilor de investiții este strâns legat de viitorul bursei în România și de activitatea economică, de relansarea activității economice. Și în măsura în care acest lucru se va realiza, ele vor avea un viitor. În măsura în care lucrurile nu vor merge bine, sigur, nici fondurile nu vor putea să meargă bine. Bună seara! Alo? Da? Bună seara! Bună seara! Emilia Ieni, vă deranjează? Da, domnule Emilie. Deci, aș vrea să revenim puțin la acel Consiliu de Coordonare Politică, organism, mă rog, care din punctul nostru de vedere pare a fi supraparlamentar, supraguvernamental, și cu această ocazie să ne întoarcem la legea fundamentală a statului, care prevede la articolul 73 inițiativa legislativă. Uh-huh. Cine o are? Guvernul, deputații, senatorii și un număr de cel puțin 250.000 de cetățeni cu drept de vot. Întrebarea mea este, da, unde ar depune acești 250.000 de cetățeni inițiativa legislativă dacă la punctul 5 din același articol din Constituție să specifică faptul că propunerile legislative să supună întâi adoptării în camera în care au fost prezentate, atâta vreme cât există acest organism de coordonare politică. Da. Deci noi ar trebui să depunem inițiativa la Parlament, Parlamentul să se ducă la Consiliu, Guvernul să se ducă la Consiliu, să obțină aprobările necesare, după care să se întoarcă în Parlament? Cam așa, după cum... Haideți să vedem, domnul Cataramă, ce spune despre acest cocopo. Inițiativa legislativă a acestui grup de cetățeni trebuie depuse ori la Camera Deputaților, ori la Senat. După care urmează circuitul firesc și intră în dezbatere conform procedurilor. Unde intervine acest Consiliu de Coordonare? Deci acest Consiliu de Coordonare, dacă se consideră necesar ca această inițiativă să fie luată în dezbatere, o analizează și o avizează favorabil sau nu avizează favorabil. Dacă o avizează favorabil, intră mai repede pe ordinea de zi, dacă o avizează mai puțin favorabil, nu că nu mai intră, e obligatoriu să intră, dar nu intră, poate să intre și peste câțiva ani. Dar nu vi se pare că este puțin anticonstituțional? Nu, asta e procedura și asta e regulamentul. Sunt legi care sunt... Regulamentul scrie undeva în Constituția României că există vreun organism care supervizează inițiativele legislative înainte de a fi avizate de a intra în Parlament? Nu, doamnă, nu le supervizează. Deci consideră oportune introducerea cu prioritate pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului sau nu? Atât. Cum explicați faptul că atâtea inițiative legislative absolut necesare dezvoltării economice a României, absolut necesare, nu au fost luate în considerare și deci nu au intrat în discuția Parlamentului? Bun, doamnă, vă mulțumim pentru telefon. Mulțumesc și eu. Bună seara. Am explicat. Ați explicat. Am explicat. Chiar domnia sa, domnul Cataram, a salvit. Domnul Cataram, la sfârșitul emisiunii trecute v-am întrebat un lucru și mi-ați dat un răspuns care m-a pus pe gânduri și nici până acum nu mi-am revenit. V-am întrebat ce aveți de gând să faceți în viață. Știți ce mi-ați răspuns? Nu. Vă aduc eu aminte, pentru că dumneavoastră cu memoria văd că aveți mici scăpări. De ce zâmbiți? Mi-ați răspuns că ce fac și eu. Vă mai întreb o dată, poate între timp v-a schimbat. Ce aveți de gând să faceți în viață?
Mențin răspunsul care mi l-a dat. Păi, dar stați puțin, de unde știi ce vreau să fac? Dar de ce nu întrebați pe domnul Nistorescu? Pentru că e coleg cu mine și îmi bănesc cam ce vreau să fac. Asta înseamnă că vă e prieten și eu vă sunt dușman sau cum? Nu, nici vorba. Am zis că își dorește normal în viață pentru director. E relevant pentru dumneavoastră sau pentru telespectator ce îmi doresc eu în viață? Sigur că da, pentru că sunteți un om de afaceri, sunteți vicepreședinte unui partid național liberal, unui partid care se află la guvernare și întrebarea a fost foarte sinceră. Mă întrebam, domnule, care sunt năzuințele de viață, ce își dorește acest om să realizeze în viață, care ar fi gândurile lui legate de viață, ce vrea să facă în viață? Aș prefera să le țin pentru mine, pentru că pot fi speculate. Și n-am decât două alternative, ori să vă induc în eroare cu un răspuns fals. Induceți-mă în eroare. Și nu-mi stă în caracter acest lucru, de că prefer să mă abțin de la... Ce credeți, domnul Nistorescu, că vrea să facă în viață domnul Cătaran? Ce are de gând să facă în viață? Treaba domniei sale, eu mă gândesc la ale mele. Și eu aș răspunde, te-aș fi extrem de onorat dacă aș putea să fac ceva care să ducă la o normalizare a situației în România. Nu politic acum conflictul. În general vorbind, da. Eu aș fi foarte onorat dacă aș putea să fac ceva mic, nu de mine depinde, acolo un mic căpețel de ață. Ultimul telefon din această seară. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Popescu Victor din Cluj. Din Cluj, da? Da. Vă ascultăm, domnul Popescu. O întrebare pentru domnul Cătaran. Da. În România nu se muncește. Se muncește foarte puțin, foarte multe concedii, foarte multe libere, foarte multe nunți. Probabil că asta o fi. Mă gândesc, după toate treburile astea, oare parlamentarii ar trebui să fie plătiți pentru munca lor? Sau numai pentru că sunt demnitari? E un pic cam hazardat declarația lui domnul Cătaran și îmi pare foarte rău. Este vorba cu păduchile care ajunge în vârful capului, știți? Începe să te mănânce. Da. Multă sănătate, domnul Tucă, și multe înainte cu emisiunile noastre. Vă mulțumesc pentru întrebare, domnul Popescu. Da, eu sunt conștient de faptul că multora nu le place când se spun anumite lucruri care sunt adevărate. Asta e realitatea. Păi și... nu, răspundeți la întrebarea omului. Câte zile pe an muncește parlamentar? Câte zile pe an muncește parlamentarul? Exact. Domnul Tuc, aici nu este un program cu normă zilnică. Și îmi pare rău în momentul în care... În condițiile în care se află România astăzi, este, vi se pare firească o vacanță parlamentară de 60-90 de zile? Nu, mie nu mi se pare firească. Păi, absolut. Bun, ați răspuns la întrebarea. Nu mi se pare firească și cred că toată lumea ar trebui să avem, dar, repet, vacanța parlamentară nu este de durata care a spus-o dumneavoastră, ca să fie clar. Sunt speculat. Cât are vara vacanța parlamentară, domnul Cătaran? Pe ce dată începe și la ce dată se termină? Ce înțelegeți dumneavoastră prin vacanță parlamentară, domnul Tucă? Uitați că parlamentarul face și activitate în circumscripție, domnule, în teritoriu. S-a văzut ce activitate face. Aia e altceva, încă o dată. Păi, pentru așa a fost gândit. Păi dumneavoastră vorbeați de orele de muncă, spuneați că se fumează. Eu n-am dreptul să întreb ceva ce parlamentar în teritoriu. Și eu vă spun, lucrează 5 zile în Parlament. S-au făcut anchete ce se întâmplă. Luni, marți, miercuri, joi, 4 zile, pardon. Vineri și sâmbătă este în teritoriu și lucrează în teritoriu. Eu vorbeam de vacanța parlamentară și nu mai vorbim și de sfârșitul de săptămână. Sunt unii care n-au dat cu... Era să zic cu anii, cu lunile pe la sediile... Astea sunt exemple de la care s-a pornit și s-a acreditat această idee despre parlamentari. Dar sunt și unii parlamentari care muncesc zi de zi. Bun. Vă rog să la sfârșitul emisiunii să comentați această declarație pe care domnul Ciumar a făcut-o ieri, o declarație legată de industria metalurgică. Stând, cum vede domnia sa industria metalurgică în acest moment? Stând cu o bucă pe jar și cu o bucă pe gheață. Da, adică stând prost. Asta înseamnă că stând prost? Sigur. Comisia Economică a elaborat acum un an încă un proiect de lege pentru industria siderurgică și metalurgică, care, din păcate, nici asta n-a fost luată în discuție și nu s-a primit răspuns. Este o situație extrem de gravă și în acest domeniu și trebuie adoptată și aici măsuri foarte energice, pentru că în general, în Europa și în lume, această industrie se confruntă cu probleme. La noi, în România, în mod special. Prin urmare,
și aici trebuie adoptată o legislație care să permită salvarea acestei industrii de la faliment. Vă mulțumesc pentru participare la emisiune, domnule Cataramă. La fel îi mulțumesc și colegul meu, Cornel Nistorescu. Oameni buni, probabil că nu ne rămâne decât să ne uităm că afară ninge frumos, într-o poveste în care, într-adevăr, sunt mulți oameni săraci și poate multă mizerie, măcar ninsoarea să vină ca o binecuvântare. Vă mulțumesc pentru atenție și vă spun bună dimineață!